Bună seara! Ce mai faceți, dragii mei? Iată că am intrat live alături de voi în această minunată seară de 4 iunie. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme și evident că ne-am mai întâlnit pe, pe Zoom, ne-am mai întâlnit în cursuri și în seminarii, ne-am mai văzut prin fotografii și acum am zis de ce nu să intru într-un live legat de pacea interioară. Și sunt tare curioasă câți dintre voi ați reușit să ajungeți la pacea aceea interioară, că se pare că în zilele noastre să ajungi la pacea interioară și nu cred că doar în zilele noastre, așa când te uiți și în urmă și prin istorie, toată lumea a căutat să facă o luptă sau să plece în război tocmai ca să găsească o pace. Vă dați seama ce paradox și ce ipocrizie? Ca să găsești o pace sau să te simți bine, trebuie să pleci întâi în război ca să poți să faci pace. Sau să ai pace în viața ta, te duci să faci război. Cam așa se întâmplă uh, astăzi peste tot și dintotdeauna oamenii se străduiesc să aibă pace căutând întâi o luptă sau un conflict sau printr-o luptă anume să ajungă într-o pace. Evident că am studiat an la rând natura umană și în mod special prin citirea chipului și vă dau o veste, încă nu v-ați strâns suficient de mult, și nu vă dau încă o veste, mai stau așa puțin cu voi, dar o să vă dau și o veste. Că în urma unor cercetări de ale mele legate de fizionomie am ajuns și eu la, la o chestiune foarte interesantă, dar vă mai țin ca să enervez mai mulți oameni deodată, ca să vedem cât sunt de pacifiști oamenii sau dacă uh, sunt ajutați de toate metodele prin care se străduiesc să ajungă la o pace. Și pentru că am așa o manieră destul de interesantă să împung așa omenirea ca să scot afară, să văd dacă există ceva cu adevărat acolo sau doar întreagă așa unghia și zgârii, suprafața, imediat se vede rugina de desub sau totuși mai există ceva acolo interesant. Iată că în această seară vom discuta despre pacea interioară. Și sunt și eu interesată să știu. Poate înveți scrie și voi, dacă aveți bună voința, într-un e-mail pe adresa mea pe contactarondsoada.ro, dacă ați ajuns la o pace. Și dacă da, prin ce metodă? Dar vă rog să evitați metoda, metodele astea așa de, cum să zic eu, false, comerciale, cu tot felul de prostii, intitulate meditație. Acum știu că o să-mi săriți în cap, dar vreau să testez cât mai multă lume cât de bine rezistă cu pacea lor, prin felul în care au ajuns în momentul când ating niște subiecte și folosesc niște cuvinte ca să văd cât de, tare trăiesc într-o pace interioară, așa zis, așa zis și oamenii care au atins pacea. Așadar, lăsați prostiile deoparte cu meditații și cu mindfulness și cu nu știu ce revelații ați avut vreodată și nu știu ce o mare ați întâlnit sau după o noapte așa de nu știu ce, pac, s-a trezit așa capul și puf, ați făcut așa implozie și brusc ați avut așa o pace interioară și toate poveștile astea care se vând bine cu astea să mă lăsați nu țin la mine, mai ales că vă... Mă mai eu, și eu la om și îl mai analizez și, și, știu cam cum și ce poate capul după atâția ani de muncă. Veniți voi, cei care aveți chef să-mi povestiți într-un e cum ați ajuns totuși să atingeți o pace. Pentru că fiecare om a ajuns la un moment dat în viață la o pace și tot el cu mâna lui a căutat să o strice. Știi de ce? Pentru că Uh, s-a gândit că totul stă prea bine uh, și e mult prea liniștit. Și pentru că omul e atât de liniștit în pacea lui, la un moment dat o caută cu lumânarea. Stă așa un om împlinit și liniștit la un moment dat în viață și se gândește totul să mai facă ceva. Și atunci o caută cu lumânarea și găsește tot felul de metode și tehnici cum să-și dea viața peste cap ca totul să ajungă din nou să-și demonstreze că poate să ajungă la o pace. Acum, că v-ați strâns câțiva până aici. Și știu că sunt oameni care, într-adevăr, cu adevărat trăiesc momente tulburătoare și chiar își pun baza în mine fiind aici, găsind totuși un răspuns la viața lor de ce se simt atât de neliniștiți și atât de tulburați și ce probleme au și cum pot să le depășească în așa manieră încât să se simte și ei confortabil în viața lor. Și caută acești oameni în stânga și în dreapta și vorbesc cu alți oameni și se străduiesc și să facă ceva mai bun cu viața lor, căutând totuși să atingă un nivel satisfăcător al vieții. Și mi-e tare drag de oamenii care cu adevărat caută să se liniștească. Și nu de la oricine și nu oricum. Și totuși au o selecție și nu preiau așa orice doar ca să fie făcut. Și pentru acești oameni sunt aici, fiindcă știu și eu ce înseamnă să trăiești momente în viața ta în care, într-adevăr, ești completul burat și neliniștit și cauți să-ți găsești așa pace, acea pace interioară sau duci o luptă. Pentru că opusul păcii este lupta. Un om care e împăcat, undeva departe de el. În exact opusul său se dă o luptă undeva în viață, iar acolo unde există o luptă, undeva diametral opus, există undeva și pace la fel cum este și noaptea, undeva departe există și ziua și viceversa. Așadar, în căutarea păcii interioare, mulți oameni se găsesc în postura de a lupta și de a lupta, în primul rând, cu trecutul. Și a de a lupta cu foarte multe ingrediente ca să atingă acea pace. Și pe drum, uită că, de fapt, a căutat, au căutat pacea, reușind să creeze mult mai multe conflicte, și chiar în ceilalți oameni, trezind o tulburare la care probabil nici nu s-au gândit că ar fi putut să ajungă. Fiecare om, în drumul său al vieții, în drumul vieții sale, caută, într-o formă sau alta, ai aibă o satisfacție și o pace. Dar în numele păcii se nasc foarte multe războaie. Uh, am găsit odată undeva scris ceva foarte fain. Că... Cum era asta? să așa să mă gândesc. Când uh, dragostea de putere... Se va risipi și se va naște puterea dragostei, atunci lumea cu adevărat va fi schimbată. Cam așa cumva se întâmplă și cu pacea, pentru că în numele păcii, foarte multe războaie se duc și foarte multe vieți se tulbură. Și pentru că suntem aici într-un moment legat de propria mea și propria mea experiență și pentru că trebuie să vă dezvălui exact vestea care că vă dau la început, că după ani de zile, mai mult de 14-15 ani de când tot analizez chipul oamenilor și au fost cu, să zic așa, să nu exagerez, dar cu miile, zecile de mii de fețe de împreună cu clienți ce am avut, săli, televizor, Uh, oameni publici, absolut pe toți pe care i-am studiat uh, și chiar am avut ce studia, am avut material de studiu an de zile, uh, am căutat și eu oameni, să zic altfel, așa cum și voi probabil îi căutați printre care acei oameni altfel, nu o să înșir toată targetul pe care l-am avut și l-am încă prin uh, citirea chipului, printre care s-au aflat și oamenii care cu adevărat... Uh, sunt împăcați. Și se vede asta pe față, pe chip, în vorbă, în port. Și vă dau așa ca și o concluzie a cercetărilor mele, indiferent pe cine admirați sau pe cine divinizați, nu există, din tot ce aveți aici la îndemână, așa, din ce am studiat și din istorie chiar și din ce vreți voi, din domeniile acestea spirituale, nu există și n-a fost niciodată un om împăcat. Uh, nu avem un om care să fie atins pacea interioară. Și pentru că am ajuns la această concluzie și mi-o asum și pentru că am uh, și cu oricine pot să ducă o dezbatere pe această temă, dând foarte multe dovezi clare și concrete din viața acelui om și din caracterul său și din fizionomia sa și din comportamentul său și din faptele sale și din tot, indiferent despre cine vreți voi să vorbim și îl admirați, repet, și îl divinizați, niciun om nu a atins. Uh, pacea interioară și n-am întâlnit nici eu cel puțin în uh, perioada în care eu am prins această lume un om care este să fie atins pacea interioară. Fiindcă toți, indiferent la ce nivel au ajuns să se facă cunoscuți, oameni pe care i, -i admirați, oameni pe care i-a citit uh, de la bărbați până la femei, de la așa zis guru sau oricine și ei au dus o luptă și încă o mai duceau chiar și în chipa în care vă propovăduiau pacea. Că devin inspirațional, că vă plac cărțile, că vă liniștesc, ca și un fel de biberon, ca să poți să dormi mai liniștit, ele funcționează și sunt foarte ok. Dar ca să fie cineva cu adevărat sincer cu voi în lumea în care noi trăim astăzi, nu există niciun om împăcat sau să aibă o pace interioară cu adevărat. Ca a ajuns la un nivel în care câteva subiecte sau domenii ale vieții sale s-au mai liniștit și le a înțeles sau. S-au așezat undeva și nu-l mai tulbură. Există, dar cu totul un om împăcat sau să fie atins pacea interioară, nu avem și nu există. Și am făcut deseori foarte multe teste, chiar și pe Facebook la mine. În primul rând, țin să vă anunț așa, să vă dau o veste, iarăși poate nu știați lucruri despre mine, mie îmi place să testez oamenii. Pe toți. Indiferent cine intră în viața mea, cine trece prin viața mea sau pe cine întâlnesc, eu testez oamenii puteți să numeți că e urât sau că e frumos. Eu sunt un om de cercetare, studiez și am scris o carte unică în România. Nu există niciun autor român care să fi scris vreodată în țara aceasta, în România, o carte despre tehnici de citire a chipului. Probabil că au mai fost câțiva care au scris ceva despre nas, despre ochi, despre nu știu ce fiziognomie, cărți, pagini, adică infiltrate în tot felul de cărți de ocultism, de prin, nu știu, 1800 toamna, autor român, dar nu există o carte scrisă de un autor român despre tehnici de citire a chipului. Eu sunt singura care a scris o carte despre asta. Că mai sunt cărți traduse dintre alți autori din alte țări, dar nu sunt români, Asta e altceva în limba română, dar autor român nu există. Și pentru ca să ai curajul să scrii o carte despre tehnici de citire a chipului și, atenție, tehnici, nu doar ce înseamnă un nas sau o unghie sau un fir de păr, a însemnat totul să te uiți la oameni și să faci un studiu foarte atent legat de foarte multe personalități pe care omenirea i-a admirat, oameni din viața mea, plus testele pe la care au fost supuși. Așadar, am obiceiul foarte interesant să scot oamenii din minți, mai ales pe cei care uh, afișează acea pace interioară. Și pentru că am încercat ori și pe Facebook să-i fac pe mulți oameni să înțeleagă că eu nu sunt uh, și nu mă băgați în domeniul spiritualității. Vă rog, nu mă mai băgați cu ea, pentru că de-a dreptul e, nu știu, eu, eu jignire la adresa mea să mă băgați în aceeași oală cu oamenii care cum să zic eu, emană, așa, tot felul de subiecte de astea, de cum să fi de bun și de blând, și și prezența mea a adus blândețe și, cum să zic eu, o stare de bine în viața oamenilor și nu trebuie să mă laud pentru că știu foarte clar din mesajele voastre și din tot că numai însăși vocea mea, a adus foarte multă, cum să zic așa, pace, în suflet în diverse momente ale vieții, dar când sunt deja băgată într-un grup așa de oameni. În momentele când scriu pe Facebook și testez oamenii cu tot felul de propoziții care provoacă și trezesc în ceilalți mâhniri, am dat seama că e așa zis sau falsitate în acea pace interioară pe care o afișează. Și am testat. Când de curând, acum eram în Egipt și postasem ceva pe pagina mea de Facebook, numai așa de al naibic, să văd, domnule, cât de ușor poți să scoți un om sau cât de greu din starea asta de pace. Și pentru că n-a fost destul de mult efort pe care trebuia să l depun, mi-am dat seama că oamenii uh, nu stau deloc bine la capitolul ăsta, cu toate câte se învârt în jur de literatură de specialitate. Pe vremea lui Ceaușescu, de seama, nu existau cărți de ocultism, n aveai voie cărți de genul acesta sau de orice fel de nu știu, dezvoltare personală. Doamne, frește, nici măcar nu se pomeneau așa ceva. Și acum, după anii 90, de când a explodat tot ce ține de chestiile astea de dezvoltare personală ar fi trebuit oamenii să fie mult mai dezvoltați personal, nu? Uh, și în momentul când mai am obiceiul, și acum voi o să știți cei care sunteți acum aici în, în live, când mai vedeți așa că mai trântesc câte o chestie, eu aștept să văd cam cât de mult este veninul din fiecare și fără să fiu nesimțită. Aia e interesant. Uh, cât de repede tulburi nu e o pacea, așa zisa, interioară la care a ajuns după foarte multe eforturi. Uh, și știți ce e interesant, că oamenii cu adevărat nefericiți în lumea în care ei au nimerit, cu probleme adevărate, cu tot felul de, ce să zic eu, așa, greutăți, nu reacționează la fel de urât. Din contră, au un grad de toleranță mult mai ridicat uh, în conformitate cu viața pe care o trăiesc și în momentul în care nimeresc uh, într-un loc unde se scrie ceva. În fine, asta e un alt subiect, dar am vrut așa să fac o paranteză legată de asta că. Nu există un om să fie atins pace indiferent, indiferent cât de mult mănâncă peste tot, tot felul de idei, de orice și vă place și admirați. Eu le-am studiat fețele la toți și ne-avem în România, după ce m-am uitat așa mai atent, dar voi puteți să alegeți pe cine vreți un om care să fie atins un grad ridicat de pace interioară încât să propovăduiască și să vă învețe și pe voi. Ceea ce există în oameni, și reușesc unii să învețe, se numește altfel, nu pace interioară. Știți cum se numește? Grad înalt de toleranță. Au reușit să-și mărească gradul de toleranță. Au reușit să ducă un pic mai sus, așa, gradul de a, de a răbda, pentru că sunt persoane publice răbdă, trebuie să, să strângi din dinți, atunci nu ai ce să faci. Au învățat fie că sunt educați și au învățat să fie mult mai educați fie că au un scop pentru care încă mai tac și strâng din dinți și încă se comportă frumos um, și gradul de rezistență și de toleranță se întinde pe măsura interesului. Și atunci, evident că poți spune așa că ai momente în care tu îți la unii oameni și spui, domne, ce om împăcat e omul respectiv. Și se uită nefericiți ăștia la alți oameni de rând și se gândesc, vai de mine, uite ce oameni, cum a ajuns să la? Ai văzut ce om împăcat, ai văzut ce spirituale, ai văzut așa ce zenei. Nu, domnule, oamenii știu să intre în roluri. Voi nu știți să jucați roluri, pentru că nu aveți încă niciun interes. Dar un om împăcat așa în viața lui, nu avem. Și eu pot să-l scot ușor din minți, pentru că am limba scuțită și mă descurc perfect la asta. M-am dus toată în mănăstiri. N-am nimic cu biserica, nici cu mănăstirile, respect. Uh, mă duc și eu și mă rog și sunt un om credincios, dar m-am dus prin mănăstiri și am căutat și acolo uh, măcar câțiva călugări care mă am gândit că poate au atins o pace interioară ca să pot totuși să am de la cine învăța. Și mi-am dat seama că îi scoteam ușor din minți. De ce? Pentru că puneam întrebări care deranjau deranjau pentru că le tulbur pacea interioară și dacă așa ușor este să tulbur pacea interioară unor oameni care și-au petrecut o viață întreagă să atingă o stare de pace interioară într-un loc în care se consideră că ar trebui să te regăsești, să te contempli și să-ți dedici viața lui Hristos, n-au avut o pace interioară și din contră s-au tulburat mult mai ușor decât, repet, unul care stă în mijlocul străzii, care e cerșetor, care e mai pusnic și mai ermit decât foarte mulți ermiți, care totuși atunci când îi spui ceva îți zâmbește și chiar râde de prostia ta, cum încerci să-l întărâți. Și pentru că mi-am demonstrat singură cât de multă falsitate există în lumea și câte iluzii se vinde așa de ușor, m-am gândit să intru în live-ul acesta, să le vorbesc oamenilor că am ajuns în viața mea să am doar în câteva sectoare foarte mici și înguste, o pace, care nu mă poate tulbura nimeni și nimic decât Dumnezeu sau probabil apare și în viața mea cineva care totuși are stilul ăla să scoată sau să-mi crezi iluzia că ceva nu-i regulă. Dar nu pot să mă declar asta ca să înțelegeți cu toții un om care trăiește pace interioară pe deplin pe toate sectoarele, nivelele vieții sale, pentru că aș fi o ipocrită indiferent de cât de mult poate admirați sau vedeți că am făcut sau că sunt sau că am ajuns sau nu încă, sau din contră, nu mă suportați deloc sunteți aici doar ca să vă uitați să vedeți ce baberați mai vorbesc um, n-am cum să vin la oameni să le spun că am atins o pace interioară fiindcă am făcut nu știu ce aiurea um, dar se poate face altceva și anume uh, poți uh, să găsești câteva sectoare ale vieții unde într-adevăr poți să-ți rezolvi Absolut toate lucrurile care te tulbură, și care nimeni niciodată, orice ar face, nu ți le poate uh, mișca pentru că ele nu mai există acolo. S-au dizolvat și s-au transformat. De aceea, atâta timp cât există ceva în viața unui om, dar a creat doar un fel de fortăreață, a ridicat, nu știu, un fel de zid, doar ca să protejeze acea problemă și nimeni nu reușește să mai spargă zidul și rămâne atât de ermetic omul respectiv și tot te străduiești să vezi. de el are ziduri doar că ai tu un, un buldozer mai puternic să-i le dărâm. Asta nu înseamnă că ele sunt, ele sunt acolo. Depinde cine vine și creează un război încât se scoată afară ceea ce se protejează în acea cetate și anume acea durere. În primul rând, oamenii în general, și eu, și noi, și voi toți tindem să creăm în viața noastră cât mai multă armonie. Armonia e diferită de pace. Cât timp voi căutați pacea, asta o să se nască mereu și se va naște mereu în voi o luptă. Și eu vin aici, la voi, cu inima deschisă, și vă explic așa frumos și băbește ca să nu vă mai încurcați în termeni. Una. Este să ajungi în viață, să ai un grad ridicat de toleranță, alta este să cauți și să găsești pacea, și alt lucru este să te duci spre direcția respectivă, încât să uh, poți să ai o armonie. Iar armonia nu are nicio treabă cu perfecțiunea. Asta știu și eu, și poate că înțelegeți din teoria celor cinci elemente. Ca să se creeze o armonie. Uh, într-un mediu, le, într -un mediu este necesar la un moment dat să vezi că există discrepanțe încât să păstrezi acel echilibru și acea armonie. La fel ca și într-o pădure când te duci, mai există șgheaburi, mai există tot felul de butuci, mai există șerp, mai există pericole, dar există și acel frumos peisaj și atunci frumusețea împreună cu pericolul creează armonia. Dar nu poți să elimini toate pericolele de acolo și să rămâi doar cu frumusețea ca să ai tu pacea necesară să poți dormi în pădure, pentru că nu se, mai, nu se va mai numi niciodată uh, pădurea aceea naturală și autentică. De deci, aceea oamenii căutând doar pacea, ei vor să dea deoparte tot ce înseamnă viață. Și numele păcii caută acea perfecțiune uitând de fapt să caute armonia. Oamenii ar trebui să caute armonia în viața lor și nu așa zis a pace pentru că nimeni nu știe ce e aia pace. Absolut nimeni. Știți, dacă cineva ar fi gustat din pace, cu adevărat, dacă e să o luăm așa, n-ar mai fi existat război. De ce? Că odată când guși din pace, nu mai vrei să faci război. Nici în alte țări, nici în alte culturi, nici între oameni, nici între cupluri, nici între copii și părinți. Absolut între nimeni. Pentru că odată ce guști din pace, n-ai cum. N-ai cum să mai vrei altceva. E ca și cum te duci odată într-un loc foarte fain și omul trăiește prin comparație foarte mult. Oricum ar fi și orice ați face, odată ce gustați din pace, nu mai ai cum vreodată să mai mănânci război sau să mai mănânci uh, momente tulburătoare sau să mai trăiești și să mai poți trăi la fel uh, după ce ai gustat din pace. Nu ai cum. E ca și cum te duce, cum am spus, într-un loc super luxos, să dau un exemplu, sau într-un loc care, nu știu, te-a încântat maxim. Și fiindcă omul trăiește prin comparație, odată ce nimerește într-un alt loc, nu mai poate să... nu poate, nu mai poate să rămână acolo pentru că va compara. Și omul compară, mult compară. Mă uit la lucruri simple, nu? Te duci într-un loc și omul îl compară cu un un alt loc că nu e la fel ca în acel loc. Legat de masă, de cazare, de lux, de peisaj, cu oamenii compară foarte mult. Și pentru că vorbim despre pace și dacă vreodată ar fi atins un om pacea, imediat ar fi comparat cu tulburarea care există în viața lui sau în jurul lui și ar fi vugit înapoi spre pace. Oamenii întotdeauna atind către bine, către confort, către tot ce e bun, Uh, mai există și câțiva masochiști în viață sau femei sau bărbați care le place să trăiască în suferință pentru că e singurul lucru care le-a mai rămas vreodată tocmai acea tulburare și acea suferință. Dar aceia mai fac parte din categoria, domnule, mai bine lasă-mă cu durerea mea decât să mă duc către un sector pe care nu-l cunosc și până la urmă e tot ce mi-a mai rămas. Așadar, dacă e să mă întorc la, cum să spun eu, la o căutare, cum am spus, autentică, armonia, cred că s-ar intitula cel mai bine, să zic așa, căutarea unui om. Un om care a atins, în, hai să zicem așa, un grad al păcii, dar îl pun într-un închirimele de, într în de rigoale ca să folosească termenul acesta doar ca să puteți să ne înțelegeți starea de bază al omului care e așezat în loc de împăcat, hai să numim mai departe așezat, care s-a așezat la viața lui are cam tot ce trebuie, îi iubește ceea ce are, pentru că și ea e important, poate să declare un om care a atins un grad al satisfacției și chiar și așa, cu un grad înalt de satisfacție și confort psihic sau de toate felurile, chiar și așa, va începe la un moment dat să-și deranjeze cumva acea liniște din viața lui, făcând alte lucruri și alte proiecte, pentru că niciun om nu suportă să stea într-o stare de letargie sau chiar de completă satisfacție. Va căuta exact armonia, iar armonia în ea însăși implică entuziasm, pericol, căutări, fiori care te trec, gânduri care îți vin, pentru că asta înseamnă până la urmă viață. Și până la urmă asta caută un om uite, sunt atât de multe cupluri care probabil s-au îndrăgostit și au dorit să se căsătorească, s-au iubit, au ajuns să aibă și ca să trăiesc împreună, ar fi trebuit să fie, nu, împăcați și fericiți și tocmai dacă veți studia și pe Sterperel și veți căuta, unii sau unele cupluri ajung să fie infidele chiar din acest principiu că totul merge perfect și totul e bine și e liniște. Chiar și din acest considerent, unii oameni caută acțiunea sau o pasiune sau, nu știu, o activitate care să aducă sau să readucă la via erosul. Și atunci, dacă chiar și în aceste cazuri oamenii nu sunt, nu se opresc și merg mai departe, am ajuns totuși la o altă concluzie că omul prin esența sa nu caută pacea. Caută să se transforme, caută să devină un alt om din ce în ce mai mult. Dacă e să ne întoarcem și în Biblie și peste tot, dacă ne uităm și la Isus Hristos sau la alții care s-au intitulat și sunt și au fost cei care au marcat lumea, dacă ei au fost așa de, hai să luăm pe Hristos, dacă a fost așa de înțelept, trebuia să-și dea seama că odată ce își declară un fel de a fi și un fel de a trăi cu toată pacea cu care el a vorbit, încă mai sunt războaie după el și numele lui. Uh, și asta mi se pare interesant, nu? pentru că dacă este să vorbim despre conceptul de pace, din punct de vedere a unui om care a venit să ducă omenirea la un alt nivel, să-l mântuiască, el, prin felul său de a fi, după el, a născut foarte multă războaie, tocmai numele păcii pentru care a venit și dacă e să nu uităm mai atent, fiind și fiul Domnului, ar fi trebuit să vadă ce se va întâmpla în continuare și putem spune, nu că nu i-a păsat, ci că lucrurile nu se întâmplă spre a căuta o pace. Probabil că e nevoie de o luptă sau de orice altceva, de o suferință ca omul să evolueze. Și am observat încă un lucru interesant, că omul doar în suferința sa, atunci se transformă omului când este bine și stă într-o pace, nu are nicio transformare. Dacă să ne uităm la marile religii care pleacă de la considerentul de a duce pace în sufletul omului și de săvârșirea lui și să ajungă în rai, în, nu înțeleg de ce apar atât de multe războaie între religii și iarăși înverșunează om pe om care dacă ar fi un scop suprem de a duce pacea în sufletul omului ca să se mântuiască, să ajungă direct așa în rai cu liftul, ar fi trebuit să nu se mai nască, să pună toate religiile de acord, bă hai să fim ok cu oamenii sau măcar noi să nu mai contrazicem ca totuși să aducem pacea despre care tot noi o propovădim. Și tocmai de aia zic că uitându-mă peste tot așa în jurul meu de la religii, de la istorie, de la oameni, de la ce vreți voi, n-avem conceptul real de pace. Atunci, dacă la nivel atât de macro nu există nivel de pace mondială, ce să mai vorbim de pace interioară, că totul pleacă de la unul. Dacă unul își face curat în sufletul său și în viața lui pentru că lumea n-ai cum să o schimb. Uh, și încă unul, și încă unul, și se transformă și lumea. Dar pentru că nu există suficient de măcar unul, uh, o fi undeva, dar să fie ascuns în munți, n-avem. Și ăștia care vin cu tupeu așa în văzul lumii și zic eu vă învăț despre pace, oh, despre pace, intrăm și așa în rol. Haideți să facem Meditație de grup. Vreți? Acum, cu toții, vom face meditația de grup. Spre aduce pace în inimile noastre. Toată lumea, acum, împreună cu mine, se va liniști. Iar această meditație este doar un biberon care să vă doarmă pentru o oră în viața voastră să acceptați realitatea mincinoasă în care voi trăiți. Și pentru asta o să ne mulțumim cu alegerile proaste care le-am făcut în viață, cu oamenii toxici care avem în jur. Cu toate lucrurile cu care ne-am străduit să le acceptăm așa cum suntem, pentru că nu suntem capabili, sub nicio formă să schimbăm ceva. Și că nu știm cum să schimbăm ceva în viața noastră, nu pentru că nu se poate, ci pentru că nu știm și că nu vrem, ca astea sunt singurele două motive pentru asta o să medităm ca să avem o pace. Și acum, toată lumea, haideți să ne complacem în mizera noastră realitate. Și uite așa, o să mănânce bine de tot biberonul cu lapte praf și o să se trezească așa într-o oră. Asta așa de împăcată soada cu viața mea și să așa mulți împăcați și dacă vin special numai așa după față, după chip, după ochi, după nas, după buze, după gură, un pic așa să văd ce acolo. Bum! Se umflă așa, a mea. Toate se umflă. Știți? Îți dai seama măcar că un om a ajuns la un grad de armonie interioară. Că în momentul când îl spitește așa un pic, măcar râde. Este primul indiciu că e vindecat un pic de toată nebunia vieții. Și oricât de a fi omul ăla așa și vine așa la el și ia așa mai cu chestii? Nu. No. Ce să faci? N-ai cu cine. Haideți să vă zic mai departe niște chestii interesante pe care le-am notat. Uh. Știți câte v-aș spune? V-aș zice atât de multe. Dar n-ai cu cine. C o să se supere mulți. Și am și un interes să mă iubească și pe mine, câțiva măcar așa, ca să mai aibă cine să mă audă că poate, cumva, în lumea asta, câțiva chiar au așa bunăvoința să-și facă viața mișto. Uite, eu nu vreau să vă învăț nici cum să vă faceți viața mai împăcată, nici mai nici mai zen. Nu, 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 astea sunt pentru mine niște. n-au nicio treabă. Viața e făcută ca să o trăiești, da? Și fiecare o trăiește cum vrea, dar eu vreau oamenii să trăiască viața mișto. Și dacă e mișto, măcar să vorbească mișto și să vorbească fain și să fie autentic și să fie plin de viață. Și ce înseamnă un om spiritual? Ia deschideți dicționarul. Așa voi care sunteți cu spiritualitatea, v-ați uitat în dicționar să vedeți ce înseamnă un om spiritual? Un om spiritual este un om care are o stare de spirit, care e plin de spirit. Un om spiritual e un plin de spirit. Spirit, în primul rând, de prezență. Și spiritul de prezență înseamnă mult, foarte mult. Știți cine are cel mai mare spirit de prezență? În primul rând, copilul mic. Bebelușul are mare spirit de prezență pentru că e acolo, e aici și acum și vezi după privire că este acolo. Pe cât ai zombi când te uiți la un om și are așa o privire de zombi sau de semi-adormit sau de semi-drogat sau undeva într-o altă lume să să uite așa prin tine încercând ceva, dar nu știe ce, Omul ăla nu are cum să fie un om trezit, măcar spiritual, spiritual e plin de spirit, măcar cu un umor specific care să-l aibă în viața asta. Să mergem mai departe la pacea interioară, să vedem cum s-a stricat pacea interioară în voi. Sunt oameni care trec într-adevăr prin momente urâte, chiar în, acest, în, acest, în această clipă, căutând probabil răspunsul prin cărți și prin alte locuri și foarte bine fac. De ce? Că trebuie să facă și ei turul, să își facă capul mare, ca după aia să-și dea seama că nu este niciun om mișto, cel puțin în țara noastră, în afară de mine, evident, care să vorbi și să vă înțeleagă cu adevărat. Da, trebuie să treceți prin acest travaliu, să luați toate cărțile de dezvoltare personală, ați băgat bani în el, după aia v-ați dus la toate cursurile de, nu știu ce, v-ați dus și pe la psihologi, după aia v-au și aia cumva, v-au și cărțile cumva și cursurile cumva și totuși, 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 totuși lipsește ceva. Ce? Că sunteți mințiți. Asta era dar nu v-ați prins. Și nimeni nu vrea să recunoască că smințiți. mințiți. Că, e, că nimeni nu vrea să vă recunoască că lumea cumva continuă să te minte pe de ce? Pentru că n-au soluții. Oamenii n-au soluții, ei încearcă că e la din America, că e la de nu știu unde, că e un lui Hey, că e cu puterea nu știu ce cuvintelor, că e cu gândirea pozitivă, ei încearcă. Dar nu le ies pe toate palerile vieții și asta e. Și asta e frumusețea. Ideea e că nici nu trebuie să te complaci cu hatul din viața ta, zic, acum ce să mai caut, că e bine și așa, că e o armonie totuși, aici pute și acolo ia am parfum și uite, se creează așa un echilibru și o armonie și și în puțiciunea aia în viața mea, că n-am cum, deși știi că poți să o scoți, dar o lași să fie armonie, că ai învățat de la soada, hai să fie bine, să fie armonie, te lași pe tine că e nesimțit în viața mea și pe tine că nu te suport, dar am învățat despre oglinzile alea așa care se tot vehiculează în zilele noastre despre oglinzi. Fiți atenți și chestie interesantă, trebuie să vă zic o fază, deci la chestia am râs maxim. Cică, că trebuie să încep așa pe românește să vă zic. Dacă cumva nu suporți vreodată un om pe care îl vezi, deci ăsta e cel mai mare bullshit care s-a putut vinde numai ca să fie acceptați nesimțiții. Pentru ei au fost scrise chestiile astea. Pentru că nu suporți vreodată un om și se vede clar că ăla e enervant. Dar tu dacă nu-l suporți, e problema ta. Nu ți-ai rezolvat ceva în tine, Eu undeva, nu știu, undeva în tine, acolo, într-un cotlon, așa. Știi că omul când vrea altul să-ți găsească în viața ta sau în tine, un defect îl găsește imediat. Undeva în tine ceva n-ai rezolvat și de-aia tu nu-l suporți pe ăla. Dar vezi clar că o ăla fie are voce nervantă, fie vorbește ca o nesimțită sau ca un nesimțit n-are bun simț deloc, are așa o atitudine deflemitoare și te-o trântește așa și devine așa dur și continuă să-ți spună că tu ai o problemă, că nu-l suport și Doamne, iartă-mă, și sunt oameni pe lumea asta cu o căldură, cu o blândețe, cât e mai mare dragul să-i ascult și te atrag. Te atrage căldura acelui om și tu ți-mi așa, să-ți bagi așa pe gât o ființă sau ființe care evident îți distruge din starea ta, din pacea ta, din viața ta, din, din ce să zic eu, că sufletul simte și îți repeți într-una am eu o problemă că nu-l suport pe ăla. Clar am eu o problemă. Băgați asta bine de tot în cap și acceptați să ne simțiți în curând. Într-o zi, unul o să vină să vă bată copilul sau soțul în față și voi să spuneți stați că am învățat undeva că eu am o problemă dacă îl urăsc pe acum. Ăla are karma lui, are felul lui de a fi, are tot dreptul să-l pocnească acum copilul sau soțul. Eu să stau așa pentru că mi-am dat seama că de fapt eu am o problemă, că nu pot să-l accept în viața mea. Continuați, continuați și o să vedeți ce pace interioră o să aveți. Domnule, primul lucru când vedeți un om, chiar și pe mine, pentru că într-o rezonanță, dacă intrați cu un om, indiferent cât de lăudat e, adorat, într-un sector și nivel al vieții, dar voi nu intrați în aceeași fuziune și nu puteți să vă armonizați cu el, închideți chiar și live-ul ăsta acum. Dacă nu puteți sta și asculta un om la televizor sau undeva sau oriunde, închideți și fugiți. De ce? Pentru că nu aveți încă ce să căutați în acea, cum să zic eu, întâlnire. N-aveți de ce sta să vă zgâriați urechile până la capul sau sufletul, Doamne, ferește! De aia s-au creat aceste, să zic așa, mecanisme interioare ca omul să-și se poată apăra de tot felul de influențe, de oameni din jur. Nu spun să fugiți de ei, dar nici nu spun să stați așa. Uf! trebuie să-l suport că acum e problema mea că mi amintește de maica mea sau de taică meu și de aia eu trebuie să-l iubesc acum așa obligat forțat pe omul ăsta chiar dacă e cel mai mare nesimțit posibil care a apărut în fața mea. Nimeni nu zice să fugiți de ei, dar nimeni nu zice nici așa să acceptați cam, nu știu, și oamenii ajung să-și piardă și așa își pierd și pacea interioară, își pierd barometrele vieții nu mai știu să facă diferența dintre un om educat, un om citit, o mahala joaică, un om mișto, o femeie, cum să zic eu, educată, îi iau pe toți deodată, îi bagă în aceeași și zic că trebuie să-i iubim sau să-i omorâm pe toți. Oamenii nu mai au aceste barometre și se străduiesc să amestece, să compare, și eu știu să le bage pe toate acolo, ca la un moment dat o să facă indigestie. Știți când compari merele cu perele, faci indigestie? Mare indigestie, că ai crezut că mănânci pere, dar de fapt erau mere. Și așa te duci mai departe. Deci primul lucru, când vedeți ceva care nu vă pică bine, până să vă educați pe voi și să înțelegeți de ce și cum stingeți uh, televizorul sau scoateți pe omul ăla din viața voastră pentru o oră, două, un an, doi, până nu înțelegeți ceva măcar despre voi. De ce nu-l suportați? Trebuie neapărat nu. De ce nu? Că e simți că e needucat, că nu-l duce capul, că nu a intră pe aceeași educație cu voi, nu rezonează cu principiile voastre și ați înțeles de ce l-ați scos afară din viața voastră. Dar asta nu înseamnă că trebuie să acceptați acum cu Și Dacă voi v-ați aranjat, v-ați coafat, epilat, spălat. De ce să intrați acum în cocina cu porc și să spuneți, lăsați porcul să mă ia în brațe, Că el e porc, domne, trebuie să-l ce că-i porc, dacă stă în lături așa, îl iau în brațe că-i porcul meu. Nu, domne, tu stai după, porcul e acolo, îl respecti că-i porc, te uiți la el frumos, îl hrănești, degeaba îl speli cu furtunul, că tot porc căit rămâne mai departe, dar tu te-ai transformat totuși într-un domn. Ai și tu statutul tău, nivelul tău, nu? Atunci nu mai suferi că te-ai dus iarăși, te ai și te duce acasă, ți speli hainele. Mi se pare foarte frumos așa și foarte logic, da? Nu luați porc în braț, dormiți cu el și cercați să-l domesticiți. Dar porcul tot în continuare va rămâne parc. Și uite, așa se strică pacea interioară. Așa ajung și femei multe stresate cu bărbați. De exemplu, ca să schimb subiectul... Uh, a, și legat de chestia asta, e cu nu știu ce oglinzi, nu vreau să încep acum, dar eu, eu așa un aer care se vehiculează, că de-aia văd aveți o pace interioară, că voi acum ar trebui să-i tolerați pe toți și să -i iubiți pe toți. Băi, până și Isus l-a dat deoparte pe unul care nu are în domne nicio treabă cu grupul lui. Ce să stea acolo? L-a iubit, l-a acceptat, a a împăcat, că i Iuda, că e oricine, că i Ponțiu Pilat, că e cine o fi, dar nu a stat cu el la băute, nici nu a stat așa să uite la el în continuare și să stea așa a, în continuare. Cred mm, Că eu trebuie să-l iubesc, mai ales că-ți fiul Domnului, îți dai seama, hai stau cu el așa să-l ascult toată ziua, ce prostii debitează, nu? Nu, toate au o limită. Da, voi în continuați, oricum, tot ai o să faceți, chiar dacă eu vorbesc. Dar măcar sunt câțiva care se mai deșteaptă așa, de ce sunt tulburați în viața lor și nu știu de ce. Știi că de multe ori poți să asculți o știre sau vocea unui om, fără niciun motiv, stingi televizorul, te duci și te ceri cu omul din casa ta pe nimicuri. De ce? Pentru că tocmai felul acelui om de a fi, ți-a intrat așa în subconștiență, hai să zicem așa în sânge, și te duci așa și începi să vorbești pe același ton sau în același mod, și naști conflicte în casă. Stați și studiați-vă. Cu cât vă înconjurați de același sunete și atitudini, cu atât mai mult veți prelua și voi exact aceleași atitudini. Cu cât vă uitați mai mult, la, de exemplu, pentru femeia acum la Mahala Joice, cu atât mai multă Mahala veți face în viața voastră. O să vedeți și de pentru că empatizați cel mai mult. Și când vedeți felul ei de a vorbi, de a se comporta, de a arăta mimica ei, felul în care ea, când ai stins ceva, exact cumva așa ți intri în rol, fără să vrei și exact așa te porți. De-aia mare grijă. Oh. Cât de mult uh, stați să înregistrați? Pentru că o să intrați în rolul ăla și în viața voastră și vă stricați armonia și echilibru din viață. Eu evit pe cât pot, de ce că nu are sens să stau, să-mi bat capul și am observat un lucru iarăși fain, că atașamentele care sunt pentru care se strică pacea interioară, vi le spun care sunt cauzele, că așa poate înțelegeți pe românește, că încă mai stați cu el în brațe și vreți și pace. Hai să zicem mai departe, până la pace că e departe, nici Dumnezeu nu scrie că stă într-o pace. El caută o armonie și mai lasă copii să moară, conflicte să nască, nu? că se întreabă unii dacă este un Dumnezeu, de ce există atât de multă războaie, că dacă el era un, o, hai să zicem așa, o entitate a păcii, nu cred că ar fi admis pe planeta asta să se întâmple ce se întâmplă, înseamnă că nu. Asta e scopul legat de 100% pace, ci se caută o armonie. Cumva, sau lasă să ne vină mintea la cap și să descoperim noi pacea aia, până nici Adam și n-au stat într-o pace și totuși le-a dat și lor un măr al discordiei prin care să se abțină sau nu să caute un război al lor specific sau o frământare. Și s-a demonstrat an la rând că omul fără nicio frământare e un om mort. Să n-ai nicio frământare, nicio atracție. Oamenii se simt foarte vinovați când se simt atrași de alți oameni. Și asta e trist pentru că însă și atracția e singurul lucru ce animă universul. Atracția. Singurul lucru ce animă universul. E atracția. Dacă tu te simți atras, să ai un hobby, să faci ceva, te atrage ceva, acel lucru care te atrage e un lucru care îți dă viață. Nu mă refer la oamenii care au probleme mentale și sunt atras să facă rău sau să distrugă ceva ca să le dea lor viață, vorbesc despre un specific anume al ființei umane care a atins un grad înalt al desăvârșirii cât de cât așa prin ce a ajuns, încât dacă se simte atras să se îndrăgostească sau să facă un lucru sau să plece undeva, el de fapt caută viață. Atașamentele reprezintă una dintre sursele distrugerii armoniei și apoi centrarea, atașamentele față de idei și principii și aici am testat deseori acest lucru dacă nasc un subiect cum a fost și cel anterior despre oglinzi, despre nu știu ce că și prin asta testez clar ca să înțelegeți, dacă nu v-ați prins până aici v-am testat și cu aia că probabil sigur s-au umflat câteva ape uh, prin live-ul acesta dar ca să vă vedeți nivelul de pace care spuneți că l-ați atins, îmi place să ating subiecte care știu că nasc cumva sunt foarte sensibile, că unii mănâncă din aia pâinea de mâine și aia se pot umfla și special le ating și pe ei. Oamenii care îi adoră și îi simt umflați, acum mult se umflă, dar așa vă testați pacea interioară, a trebuit să mulțumiți. Dar nu aveți de ce să mulțumiți, că a, e bine și așa. E bine și așa. Atașamentele. Atașamente față de idei, principii, indoctrinări, așa, ochelari de cal. Alea dor Foarte tare dor și cum? E ca și cum ți-ai dezlipi uh, Un plasture Care probabil l-ai uitat într-o zonă extrem de păroasă Și le-ai smuls așa deodată Și cam așa e cumva pentru unii e Ca și cum ar trebui să le smulgi Un atașament Pruu, Doare pe moment Dar măcar te-ai defrișat o țără și ai rămas fără păr acolo Și mh, arată bine Măcar s-a dus mai departe uh, problema În altă direcție Dar atașamentele știți cum arată? ca și vagoanele alea de la tren și creierul tău cap o locomotiva și le tragi și le tragi. Nu știi ce ai în ele, nici nu mai știi ce tragi după tine, dar le ții că știi că îți trebuie 12 vagoane. Uh, la un moment dat îți dai seama că, domnule, parcă îți prea multe și ar trebui să le lași. Și mai dai drumul la câteva și la un moment dat te trezești doar cu locomotiva pentru că pasagerii pe care tu te-ai tras după tine, unii n-au apreciat, alții erau acolo degeaba, alții erau pur și simplu pentru că trebuie, pentru că te simți prost de la cunoștințe vechi, prieteni care nu are niciun sens, poate chiar familia sau frații care trebuie multe lucruri cu ei și uite așa tragi după tine vagoane. Știți că mulți oameni ar vrea și mâine să zică la revedere părinților lor să nu mai vadă în veci? cu toată iubirea care le-o poartă, pentru că s-au săturat. S-au săturat să trebuiască și să nu o facă din drag. S-au săturat să-i iubească pentru că trebuie și nu pentru că așa ar trebui să simtă. Și trag după ei foarte multe vagoane, din principiu, din conștiință, din cauza că ce o să zică lumea, pentru că fac parte din familie, și trag după ei atașamente mai departe, până nu mai pot. După aia tot ei suferă și tot ei ajung să se simtă dezamăgiți în această viață, pentru că totuși au făcut acest efort imens al vieților, încât să tolereze o ființă umană care nu are nicio rezonanță, mai departe, care i-a stricat și pacea interioară, pentru că e mama, sora, fratele sau cineva. Poate chiar însă și copilul, nu pentru în numele iubirii și al sângelui care ne curge prin aceleași vene și mie și ție. Hai să trăim tropace și nu putem. Trăim și în război, dar măcar ești al meu. Chiar dacă murim de gât împreună, noi doi rămânem împreună. De ce? Pentru că suntem aceleași sânge. Dar mai departe despre pace nu-și putem vorbi. Nu avem cum, pentru că trebuia să o faci. Uh, Nu-ți rămâne decât uh, să ierți. Să-ți ierți trecutul. Uh, și să mergi mai departe. Să nu mai ai așteptări că trebuia într-un fel să fii un om. Să nu mai aveți așteptări nici măcar de la mine sau de la oamenii pe care îi admirați deloc. De ce? Pentru că și ei poate să fie mâine oricum își doresc. Uh, cum simt nevoia, așa cum a apărut altceva în viața lor. Uh, o necesitate, o altă, un alt scop și nu din dorința de a trăda încrederea celor care au fost acolo, ci pur și simplu pentru că viața e dinamică. Și v-am spus deseori că singura constantă e schimbarea și pentru că omul e predispus și supus foarte multor influențe de la climă până la uh, zi, noapte, până la... Până și foamea însă și te schimbă, nu ești tu nu când ți-e foame, nu mai spunem atunci despre așteptările care le ai tu de la un om când tu nu ești un om care să se ridice la nivelul așteptărilor celorlalți. Oamenii au foarte multe pretenții, dar nici și ei n-ar putea vreodată să atingă pretențiile altor oameni și de aceea apar foarte multe tulburări, așa cumva, ale sufletului, că totuși nu e în viața ta cel om așa cum te-ai așteptat. Foarte multe femei se uită în viața altor femei și se gândesc eu de ce nu pot trăi așa? Și ele au o așteptare și o viziune despre propria realitate, gândindu-se că ar fi trebuit să arate așa realitatea, dacă cealaltă o poate trăi și parcă nu are aceleași calități. Bărbați care se uită la alți bărbați care au un nivel ridicat al satisfacției vieții, de exemplu, se gândește și ei la fel la rândul lor, că de ce n-aș putea să am și eu și iarăși au așteptări, că Dumnezeu îi devină karma, data de naștere, fața, familia în care s-au născut, mediul în care s-au născut și dau vina într-una pentru că așteptările lor uh, au cumva așa, se raportează la felul lor de a fi că ar fi special. Aici apare o mare problemă, era umanității. Fiecare om, cumva, iarăși din cercetare, mi-am dat seama că se simte special. Ca și cum el are ceva special, cu totuși și cu totul special, Față de oricine, deși se vede clar că noi toți se mai ales de sus când te uiți, niciunul nu e mai strălucitor decât celălalt om, oricât de blondă se face una, mai buzată, mai distrusă, în general așa, că nu are cum să se facă mai frumoasă. De sus, de pe, nu știu, dintr-un satelit, niciun om nu e mai cumoț, mai vizibil, mai măreț. Deși, culmea, când te apropii de planeta Pământ te duci mai aproape de fiecare om, cu cât te apropii mai mult și mai mult, și mai mult, te uiți la omul ăla cât de special se simte și se vede. Și din acest considerent, omul respectiv are o așteptare ca viața lui se întâmple într-un anumit fel. Problema e alta, că se gândești că dacă nu are nicio așteptare și nicio ambiție, nimeni nu mai mână și nu-l mai determină să meargă mai departe. Este un alt subiect care ar trebui să-l discutăm cu altă ocazie. Ce se întâmplă dacă n-ai așteptări și ambiții? Cum ar arăta viața? De-aia oamenilor le este teamă să n-aibă niciun scop sau nicio ambiție, pentru că se văd în urmă, ca și cum ar rămâne ultima oaie din spate, tot s-au dus într-o direcție căutând disperat așa în turmă, alergând într-o direcție, faimă, bani, job, carieră, familie, copii. Tu dacă n-ai nicio ambiție, nicio, așa, nu știu, un scop, te simți cumva inutil sau parcă ai ratat viața. Nu te-ai mărit, te n-ai făcut copii, n-ai după faim, nici după bani și ai stat așa. Nici măcar n-ai niciun talent, nici nu știi la ce ești bun, nici n-ai căutat. Ești așa cumva unei ca nimeni. Lumea se uită la tine că trebuia să faci ceva toți sau au chinuit să ajungă undeva și niciunul nu-i fericit și te uite la tine tu de ce stai așa liniștit, n-ai trebuit și tu să te chinui cumva, să te nervezi, să te frământe ceva și în sfârșit, în sfârșit, ai întâlnit un om care are o pace a lui chiar și în propria sa, cum spui tu, prostie, ar trebui să stați de vorbă cu un prost. Și vorbesc foarte serios de ce? Pentru că un prost care nu face nimic e de un miliard de ori mai bun care în ideea în care te poate învăța ce înseamnă să vezi realitatea altfel decât toți care aleargă după așa este nefericire și cad în prăpastea suferinței. Pentru că am stat de vorbă și cu un prost. Știți ce fani stai de vorbă cu un prost? E incredibil. Înveți de la prostul ăla atât de multe. Mai ales înveți cum să faci pe prostul. Prostul nu pare cum să facă niciodată pe deșeptul că tocmai că e prost. Dar un deștept, dacă e cu adevărat deștept, știe să facă și pe prost. Dacă e cu adevărat deștept, știe să facă și pe prost. Prostul nu are cum să facă pe deșteptul, că prin definiție e prost. Multe ai de învățat de la un prost, doamne. Dar voi nu stați de vorbă cu proștii și ziceți că sunteți deștepți de aia. Aveți cum să stați de vorbă cu proștii, că o să vă mânjiți cumva cu prostia celălalt și de teamă că aveți și voi propria voastră prostie o să vă prostească cu prostia lui. De-aia nu stați de vorbă cu proștii, că o să vă prostească prostiile care le aveți în cap. Și de acest considerent evitați proștii, dar nu proștii care îi vedeți așa și fac mahala și distrucția, nu vorbesc de prostul ăla care nu are scop, nu are direcție, nu vrea nimic, nu-i pasă de nimic, nici de politică, nici de religie, nici de oameni, nici de iubire, nici de relații, nici de copii, nici de faimă, nici de bani, nici de job, nici de nimic, așa, nici nu știe ce vrea, nici nu mai stă cu părinții, are și el așa un loc al lui, undeva, nu știu, din mila cuiva, undeva stă, din mila celorlalți, din mila celor care umblă să vadă ce înseamnă viața, vin și se inspiră de la prost. Știți că în, la voi la muncă, când vă uitați foarte atent la servici, ăla care e cel mai deștept, cel mai scusit, cel mai esteț, cel mai mișto, dacă odată greșește deșteptul, plătește foarte scump. Dar dacă ai un prost care lucrează acolo, nu știu cum încă mai lucrează, dar știi clar că e prost și încă mai stă acolo și te uiți atent la el, ăla pentru că greșește încă mai stă și dacă faci o singură dată un lucru bun, a sărit cu 10 grade mai sus decât celălalt și mai lăudat și mai apreciat. De ce? Pentru că oamenii caută să îmbărbăteze și să îmi oamenii care evoluează. Dea! Doamne, câte filozofie am, dar nu faceți voi față și zice că mă duce cap așa de repede și oricum vorbind atât de repede pentru că am așa multe idei, nu știu cât o să prindă și mă străduiesc să vorbesc mai încet și mai rar ca să nu mă pierdeți. Vă dați seama, n-am cu cine, dar um, stai de vorbă cu un prost, fascinant, fascinant. Îți dai seama ca în care sunt prostile tale și la care ar trebui să lucrezi și cât de ușor poți fi prostit și de un prost. Dar nu, e un subiect altfel. Voi căutați oameni deștepți și vă atașați de tot felul de idei. Tocmai acum am vrut să vă arăt și prin acest aspect legat de atașamente, legat de anumite principii. În primul rând, cum să numești un om prost. Câțiva au făcut acolo o față de aia încruntată și roșie, nu le-au plăcut limbajul, felul în care am spus-o, alte chestii și nebunii atașamente. Vedeți, de aia v-am distrus pacea interioară. Așadar, a fost ușor probabil că v-ați prins că aveți o oarecare atașament de anumite chestiuni și nu spun să le tolerați, ca să mă înțelegeți, spun doar să fiți mai buni observatori, dar nu sunteți nici măcar buni cititori de oameni. De ce? Pentru că nu sunteți, nici nu sunteți interesați, de asta și ușor prostiți de oameni, că nu aveți talentul de a citi oamenii. Aveți singurul om din țara asta care vă poate învăța cât de cât despre asta ceva mișto, dar nu vreți să învățați, de ce? Că vei lene. Uh, dar, uh, da, Ați mușcat de multe ori că mulți vă pot prosti. Chiar și eu, prin felul în care am abordat ideea omului prost, a fost un moment prin care am căutat să vedem cam cât se of ofensează. Dar nu mulți, pentru că oamenii mă știu că sunt fat faină și iubesc oamenii prea mult încât să vorbesc ceva negativ despre ei. Tot ce vorbesc în general, indiferent cum o fac, sarcastic, cu umor, o fac tot spre binele oamenilor și de aia oamenii mă iubesc pentru că știu clar că o fac de dragul lor, că le vreau bine, dar n au cum să le vreau rău. Hai să vedem mai departe. Altceva ce ar putea să vă strice pacea interioară, să vedem ce avem în meniu azi. Pentru cele care se uită așa peste gard la altele, căutând cumva se gândească că ar putea să fie aia fericirea și pacea care ar trebui să o atingă, că se gândesc, femeile cel mai mult caută, Bărbații oricum au un stil așa să aibă o pace aparte, dar se numește un fel de shutdown al creierului în care nu le mai pasă și aia nu e o pace, e o indiferență. El nu stă în pacea lui, bărbații nu stau în pacea lor, pur și simplu nu le mai pasă ei reușesc cumva să nu le pese mult mai mult când nu vor să le mai pese. Dar și când se întâmplă la o femeie după ce a suferit mult de tot, așa, mult, mult mai mult și a frământat, așa, a avut obsesie legată de o chestiune, când o femeie devine indiferentă, e foarte dureros, îi se întâmplă mult mai greu și drept. Poate durează ani de zile, poate o viață întreagă, dar când ei se rupe, e mult mai grav, mult mai grav, mult mai grav. Dar se întâmplă mai rar, nu știu, poate e mai bine așa pentru bărbați, dar bărbaților care le e foarte ușor de așa da un secol, ca zi merge, operează. Indiferența aia e foarte bună, le păstrează imunitatea integră. Asta nu înseamnă că au o pace integrală. Pur și simplu nu le pas. Au în ei chestia asta să nu le pese. Cred că e ceva hormonal, nu știu, dar ar trebui să găsească ceva interesant legat de indiferență. Pacea, în primul rând, nu are nicio treabă cu indiferența. Mulți oameni se străduiesc să devină indiferenți la ce se întâmplă, la ce înconjoară, tocmai ca să aibă o pace. Asta e o fugă, indiferența. Foarte necesară, cei drept, dar asta nu înseamnă că n-ar trebui să se transforme într-o muncă uh, de a înțelege de ce ar trebui totuși să alegi varianta indiferenței, măcar ca măcar să te poți întoarce înapoi și să rezolvi problema. Dar oamenii doar fug și atât sau devin indiferenți pentru că nu caută mai departe să rezolve și felul în care l-au lăsat pe celălalt acolo unde l-au lăsat. E o formă de protecție și atâta tău, dar nu are nicio legătură cu pacea. Dacă vreți să învățați pacea, aia care nu există, decât repet în câteva sectoare ale vieții în care poți spune da, aici mi-am atins pacea sufletească în materie de, nu știu, cel puțin de lucruri materiale, nu. Niciodată n-ai cum să atingi a, a, să atingi pacea în chestiuni materiale, palpabile, nu ai cum. Pentru că oricât de mulți bani ai câștigat, nu ai cum să fii împăcat, pentru că te gândești unde să-i pui. Oriunde îi pune, stai cu o grijă, n-ai pace. Cu cât ai lucruri mai multe în viață, n-ai cum să ai pace, mă refer la lucruri. E o satisfacție, trăiești bine, ești ok, nu zic să nu aveți bunuri, puteți să aveți câte vreți, dar să știți că niciodată nu vă dă o pace ideea de a avea. Ideea de a da s-ar putea să vă dea o pace mult mai mare, că vă dă o satisfacție a egului că ați ajutat. Spun oamenii mulți că vor să-și ucidă ego, De-aia ei n-au pace. Păi, Câtă prostie! Păi tocmai dacă n-ai avea satisfacția în momentul când oferi unui om, un ajutor, o vorbă bună pentru cei care aveți așa acțiuni de binefacere și de uh, oengenism, să mă exprim așa, și de a ajuta pe ceilalți nu v-ar mângâia ego -ul. Acea bucurie care o simți când oferi unui om un ajutor înseamnă că ți-a fost mângâiat ego-ul interior dacă ai așa o implozie interioară de fericire. Și sufletul e acolo undeva și el, săracul. Fericii, de ego care ți-l hrănești că ai ajutat un om și ego ăla sănătos. Nu vorbim de egocentrism, nici de egoism, vorbim de un ego sănătos. Nu ei vor să-și ucide ego, altă prostie care s-a inventat acum, ucideți ego ca să fii fericit. Păi cine se mai bucure atunci? În fine, mai căutați despre ego mai adânc decât ego-ul la care a ajuns lumea, că e doar în strat. Dacă mai mergeați un pic mai jos să înțelegeți cu adevărat ego-ul celălalt, probabil că nu v-ați mai fi simțit vinovat și n-ați fi avut un bici de autoflagerale uh, personale, încât să vă simțiți voi vinovat sau acum uh, mă simt bine, nu ar trebui să mă simt bine. Ego-ul care simte bine, mai un pic dacă ați mai fi săpat de azi de diamantul ego-ului adevărat, care totuși simte și îi dă impulsul de a acționa ca totul să aibă o satisfacție personală, ca să-i umple ființa. Da, e o filozofie mult prea adâncă în care v-ar lua probabil mai mulți ani să citiți niște chestiuni și să testați niște oameni care s-au dus mult mai adânc. Dar probabil că după o meditație de aia așa, o să vă dați seama la ce v-am spus acum. Inflexibilitatea. Oamenii care sunt rigizi în general, rigizi așa în viață, vor să dețină controlul fiecărui lucru, care e mutat, care e mișcat, au uh, un grad ridicat de tulburare interioară, mă refer, se duce o luptă pentru că un om care are o spontaneitate și o flexibilitate a situației în care se află și reușește să se adapteze repede și imediat omul acela nu simte o tulburare, simte un entuziasm, o adrenalină, dar nu se simte tulburat. Mulți oameni se plâng de așa o pace interioară distrusă, mi-ai distrus acum zenul. Eu ce mă fac? Bine că ai venit tu acum de la servici, nu știu cum e distrus tu, nu știu ce stare cu vestea asta. Nu mi zic niciun veste rea acum pentru că eu trebuie să stau nu știu cum, adică sunt aspecte în viață care se întâmplă dintr-o dată și dacă așa ușor vrei, intri în, într-o mâhnire și o tristețe pentru simplu fapt că un lucru nu s-a întâmplat cum ai vrut tu, un singur lucru nu s-a întâmplat cum ai vrut tu, asta e grav, nimic pe lumea asta foarte greu să ajungi să atingi tu o, o liniște sufletească dacă atât de mult vrei să ții sau să deții controlul evenimentelor care se întâmplă. Oh, afară s-a norat și o zis Aia la meto că o să fie soare, i s-a tulburat liniștea interioară. A, a zis ăla că vine și după aia nu mai vine, chiar dacă nu știu ce probleme au avut. Da, dar totuși a zis că vine. Sunt oameni atât de rigizi și fixomani, încât indiferent ce se întâmplă în lumea asta, dacă nu este chestiunea respectivă așa cum au planificat ei viața, momentul, ora, situația, locul unde trebuia să așeze, masa care era rezervată și nu au primit masa rezervată, s-a stricat toată ziua. Toată ziua s-a stricat. Pentru ei nu este conceptul de liniște interioară. Nici nu-l nu caută, nici nu au cum să caute așa ceva, pentru că ei Caută să rămână, să facă lucrurile și să rămână așa cum sunt. Dacă vă regăsiți în această descriere, eu nu vă judec. Încerc doar să vă spun că uh, ați greșit planeta. E o planetă în care lucrurile se întâmplă așa dintr-o dată, fără anunț și nimic nu e previzibil. Și știu cât de tare suferiți, că lucrurile nu se întâmplă așa cum s-a anunțat, așa cum ar fi trebuit, și atunci vedeți toată viața ca pe o mare minciună și nevoia de a deține controlul se mărește și atunci când ceva nu se întâmplă conform planurilor, anunțurilor făcute și lucrurilor, uite, e iunie, nu trebuia să fie cald. Acum, știți cine are de câștigat cel mai mult? Cel care știe să se adapteze momentului în care se află. Da, domnule, iunie și e frig. Acum nu poate să-ți vină o altă idee? Nu, pentru că rigiditatea e mult mai mare a psihicului și a felului în care trebuia să fie încât nu lasă să se gândească out of box încât să vină cu ceva inovativ. n are cum. Mai țineți minte când am intrat în live, când a venit pandemia și v-am spus și că asta o să treacă? Știți cât de multe lucruri v-am spus și așa s-au întâmplat? Nu mai știți de ce, că oamenii care au fost ca lumea și v-au spus ceva și v-au anunțat ceva, uitați. Uh, da, v-am spus multe. Puteți să intrați pe YouTube pentru cei care sunteți dorni să ascultați mai multe emisiuni de ale mele. Și pentru cei care se plâng că n-am material, uh, cursurile mele scumpe, bă, ai de mine, pentru aia țin să mă anunț, știți cât material gratuit am? Nimeni nu are mai mult material gratuit ca mine și unul de super mare folos și cu informații foarte faine uh, pe YouTube mai mult ca mine. Și, în ciuda acestui aspect, am tot dreptul să cer chiar mult mai scump decât fac. De ce? Pentru că acolo livrezi informații de înaltă calitate, cu aplicabilitate și cu rezultate clare, dar legat de partea gratuită, aici nu aveți de ce să vă plângeți. Intrați pe YouTube și aveți lucruri care, dăma dacă le asculți de două ori, fiecare emisiune îți ia timp peste 100 de emisiuni, ai ce învăța și rumega, mai ales că vorbesc repede. Deci, dacă pui pe stop cadru și prei informația respectivă, o scrii și o digeri, ajută enorm de mult. Legat de... Nu știu cum să condesez informația, că e mult ce vreau tot să vă zic. Sunt multe. Și vreau să lași pentru o altă dată. Știți că când mă activez, e greu să te oprești și e foarte interesant. Aveți o carte. Se numește Tehnici de citire a chipului. E scrisă de un autor român pe nume Stoada Gachi. Și îmi fac reclamă, da, că am cu ce. Și are 400 de pagini și aveți multe de învățat din ea. Mai ales, ca să știți de ce vă strică liniștea interioară, 1, hai să ne uităm, cu trei riduri mai multe, mai mult de 3 riduri între sprâncene. Știu că se vede pe dos, pentru că sunt pe Facebook. De ce vă strică liniștea interioară? Data viitoare, dacă ați cunoaște omul, nu v-ați mai tulbura, mai ales pentru omul care e inflexibil. Mai ales pentru ei, nu știu, scărțile astea în care se citește omul, nu ești așa de spontan, nu te adaptezi unui om nou care vine și ai urit sau are probleme sau e agitat sau nu știu cum ca să nu-ți mai strice nimeni în viața mai ales tu ar trebui să studiezi, nu a mea, nu știu, ia ale din alte țări, în alte linii, nu trebuie să-mi iei cartea mea, dar uite ca să înțelegi mai clar, domnule, de ce mă scoate la din sărit? Mai mult de trei riduri verticale între sprâncene, ce înseamnă? Dacă între sprâncene sunt prezente chiar mai mult de trei riduri, oamenii respectiv sunt schimbători, neliniștiți și din cauza puterii scăzute de concentrare lipsește direcția în viață. Asta înseamnă. Și atunci când vezi unul aici care are așa mai multe conflicte creează conflicte. Și atunci știi clar, îl mai ții, înveți să te comporți cu el, cum să te comporți cu el, ai tu fizionomia necesară încât să tolerezi, care e gradul înalt de toleranță la care poți să ajungi încât să nu strici liniștea interioară. Pentru că e un antrenament. Să dobândești pacea interioară e ca la sală sau ca la sport. Trebuie mușchi și antrenament. Educație neapărat, că dacă nu ești educat, ori ești super prost, că n-am cum să numești, nu te deranjează nimic, că prost n-are cum să-l deranjeze ceva, ori trebuie să ai un grad ridicat de toleranță și educație ca să ai o pace interioară. Pentru că dacă ești in the middle, adică ești semi-educat, numai când îți convine, ești educat, dacă când vrei să fii la mahala, ești la mahala și urli că ți s-a parcat cineva pe locul tău, când ești așa la mijloc, la călduț, ești un om bun, dar știi să fii și rău, Că sunt multe care se laud. Eu știu să fiu și al dracu dacă trebuie, dar știu să fiu și bună. E, dacă ești din categoria aia, foarte ușor îți vei ieși din minți. Foarte ușor. De ce? Pentru că cu cât educația e mai înaltă, cu atât pacea rămâne acolo. Se calibrează mai bine, e mai antrenată. Îndură mai mult și îndurând, mai mult, gradul de suferință crește, cu cât crește gradul de suferință prin această educație legat de felul în care va trebui să reacționezi când ți tulburată pacea interioară, cu atât mai mult omul se desăvârșește în caracterul său și are integritate, iar în momentul când ți-o dă în ala ți-o dă cu talent. De aia. Cu cât te grăbești să ripostezi, cu atât nu ies bine nici măcar luptele la care le duci. Dar un educat care știe să o țină așa și îndură și îndură și îndură, ori se risipește pe drum pentru că a doua zi, după 24 de ore, când te-ai enervat pe ceva și nu te-ai manifestat și nu mai ești nervos a doua zi, e bine că nu te-ai manifestat, dar dacă încă mai rămâne și o coci, apoi și când ai copt-o și a căzut fructul ăla, famă, ce zeamă iese din el. Mult se înfructă, dar se înveninează. Uh, inflexibilitatea. Neclaritatea. Neclaritatea vieții iară uh, duce la o tulburare interioară. Faptul că nimic nu e clar. Uite, dacă te uiți în medicină, până și în medicină nimic nu e clar. Nimic nu e sigur și nimic nu e foarte clar. M-am făcut psihologia în ideea în care mă duc să mă clarific. Doamne, mulți știu asta. Eu admir psihologii, îi admir enorm. Știți de ce? Care au reușit, mă refer care au terminat și practică și ca lumea, au reușit să îngurgiteze toată prostimea aia care se tot vehiculează și se predăti ce a zis psihologul ăla, ce a zis ăla, ce a zis Adler, ce a zis Freud, ce a zis ăla, a reușit să colecteze tot, să îngurgiteze pe toți, să facă ani de studiu, să-i suporte pe toți ai care trebuie în un și lin și ce vreți voi, ca după aia să aibă și ei momentul lor să ajute alți oameni care au probleme cu sufletul. Mare, mult îi admir. De ce? Pentru că nici acolo nimic nu e clar. Nu știi cum să ajungi un om care are probleme cu sufletul său și în viață. Chiar nu știi. Și tot înveți, toată viața înveți Înveți de ce? Că școala nu ți-a fost de ajuns Că te-ai dus acolo numai să faci istoria psihologiei În general, când în să înveți clar metode Clare, cum să ajuți sufletul unui om Nu, că tu trebuie să înveți ce a zis ăla Ce a zis Jung, ce a zis Freud Ce a zis ăla, cum a gândit-o ăla Bun, îți bune și alea Dar practic să te înveți de cineva practic atunci cum să ajuți un om care plânge și în depresie, că s-au dus și oamenii acolo, că au avut și ei problemele în viața lor, să și le înțeleagă la facultatea de psihologie, nu vezi la facultate. La facultate ai o bază unde este în drum să te uiți. Ce au făcut ei mai mari? dar ceva practic, nu. Până ajungi la practică, nebunești. Din păcate, nu știu de ce ai făcut așa, dar o să cadă, n-are cum să țină. De aia mult psihologi alung să fie frustrați pe ăștia care fac doar câteva ore de coaching sau devin coach, care n-au făcut studiile, care le-au făcut psihologii și pe bună dreptate se nervează că au dat niște bani și ani, ăștia le au dat niște luni și niște bani în plus și acum îi ajută sufletele nefericite pe când ei alții au făcut studii și au metode și tehnici, cei drept bune, dar abia după ce ai făcut ani și ani și ani de tehnici și metode, să ajungi și tu sufletele, de aia zic admir și pe unii și pe alții, când am cu fiecare. Rezultatele vorbesc, unii au talent și învață repede, alții au ani de studiu și învață abia în ani, n-ai ce să faci. A, nimic nu-i clar. Asta îi face pe oameni să aibă o, o pace interioară, însă și neclaritatea vieții duce la tulburarea păcii interioare. Nimic nu-i clar. Până nici meteo nu-i clar. Cu toată tehnologia care o ai, până nici meteo nu e clar. Și pentru aceștia cărora le place claritatea, de exemplu cum sunt eu, ca aici e la mine, eu am pacea interioară în iubirea mea, în câteva sectoare ale vieții, acolo e pace. Poți să spui să faci și vrei, nu mă tulburi. Dar când vine vorba cel puțin la soada legat de claritate, acolo n-am o pace. De ce? Pentru că nimic pe lumea asta nu e undeva într-un subiect ceva clar. Nici măcar în știință nu e nimic clar. Nimic nu-i clar. Astăzi e așa, mâine este așa, de ce nu se știe? Totuși, un om de știință e un mare credincios. De ce? Pentru că el crede cu desăvârșire că ar trebui să iasă într-un fel un lucru. Sau să descopere acel lucru. Trebuie să ai o mare credință să cercetezi atât de mult până nu ți este ceva. Al ceea ce tu crezi. Poate nu în Dumnezeu crezi, dar crezi, de exemplu, în nu știu ce. Uh, medicație. Trebuie să ai mare credință, să tot te duci zilnic la laborator și să tot testezi ceva. Dar poate acolo îl descoperă și pe Dumnezeu undeva, printre microbi și atomi, dar trebuie să ai mare credință. Știți că oamenii cu cât mai tare se agață de un lucru, cu atât mai tare le fie, poate fi tulburată liniștea și pacea interioară. Până și însăși, așa zisa credință, să să o spunem credință, un om are o mare credință. Automat, având o mare credință, ar fi trebuit să aibă o pace interioară, corect? Și se vede. Te duci la oameni care sunt super credincioși sunt mai luminoși la față, ochii sunt mai limpezi, mă uit la ei și văd și știu și identific. Când văd un om cu chip curat și ochi luminoși, ăla are o mare credință. Poate să creadă și în diavol, poate să creadă și în Dumnezeu, poate să creadă și în Maica Domnului. Ăla are o credință. În Mohamed, în cine vreți voi, în Allah, are o mare credință. Însă și credința aia îi dă un chip luminos, E de nezdruncinată fața lui când mă uit în ochii ei. Uite, mergeți dacă vreți pe, pe vârf de munte la un țăran de la care împinge oile și o să vă uitați la el și cu cât crede mai mult, nu știu, un firul de iarbă, în faptul că oile alea trebuie să dea carne sau ce-o fi, cu atâta fața lui e mai luminoasă sau privirea lui, cel puțin privirea lui, cu cât are omul o credință mai mare, cu atât devine mai uh, clar la față. Claritatea feței lui, Problema știți care e? În momentul când este tulburată credința. De-aia mare atenție în ce alege să credeți, pentru că un om care crede cu desăvârșire în cineva sau în ceva și într-o zi se clatină, toată lumea lui a murit. De-aia este și foarte greu să se uh, recunoască astăzi în mod public că există și alte ființe decât cele pământești, că există extraființe. De ce? Pentru că oamenii au o mare credință Că nu există în afară de ei în toată universul acesta Marea credință, mulți dintre ei Și din această cauză, când ei unui om, ultimul lucru, chiar și credința în ceva ei viața, îl distrugi Cred că cel mai mare virus dacă ar trebui să nască Este să-ți în credința oamenilor Păi aia cu aia îi ucizi Dacă le iei și credința în ceva, în ideea că mâine e zi și nu uh, Va fi tot timpul noapte, îi ucizi Cel mai ușor de aia e foarte greu să implementezi o nouă credință, un nou concept, o nouă mentalitate. E foarte greu. În arcanele de tarot mi arată asta foarte clar. A fost foarte greu să implementez o nouă mentalitate. Și încă se implementează. Voi credeți că acum se termină cu un vaccin doamne. Trebuie să fiți foarte infantili. Nu e vorba că cineva vă vrea rău sau ceva. Domne, se implantează o nouă mentalitate, dar voi nu știți. Voi tot așteptați să vă ucidă când vă vaccinează. Eu nu zic că n-ar face rău sau bine. Sau, însăși virusul e ca să ucidă umanitatea. Trebuia să fi murit puteau să facă ceva mult mai groaznic de atât dacă asta vroiau. Nu, domne, e vorba de ceva mult mai fin și subtil și la prima vedere dacă v-aș spune, aș zice ce asta, crezi că asta e... îmi schimbă mie cineva gândul și gândirea. O se implantează o nouă mentalitate. Un nou mod de a gândi, voi nu vedeți peste tot mesajele subliminale și aspectele zilele trecute arătau un om tatuat la școală, undeva în altă țară. Când se insistă pe un om specific, un subiect specific, ce se întâmplă în altă parte și știrea aia durează mai mult de un minut jumate, chiar dacă vă trezești un mare dezgust sau un mare, o mare chestie, se implantează o nouă mentalitate. Până nu o să o accepti. E cel mai greu să schimbi mentalități. Așa să vă ucide ușor. V-a omorât și gata. ne au omorât pe toți. Facem alți oameni. Asta nu e greu. Să omor oamenii astăzi e cel mai ușor. Oh, vă dau și un anunț. După ce s-a infestat aerul, urmează altceva mai grav care să infesteze, se numește apa. Asta va fi probabil peste câțiva ani mai buni, dar conform teoriei celor cinci elemente, dacă este urmăm circuitul specific, următorul pas ar trebui să fie ceva legat de apă. Dar o să mai vedem în timp ce va fi și unde va fi. Așa, că, din nou, ca să se mai schimbe încă ceva, să modifice ceva, ca să poată să se implanteze alte concepte de viață noi pentru ăștia regiți care vor într-un fel nume, care văd și luptă pentru tot felul de concepte și idei, au și ei o, o neliniște interioară pentru care trebuie să meargă mai departe. Omul fără o neliniște interioară nu are cum să avanseze. Băi, nu v-ați dat seama că în lumea asta omul care caută pace interioară îl face să fie neliniștit? Asta e cea mai tare fază. Trebuie să o scrieți undeva și o vorbesc așa ca pe un pamflet. De ce? Pentru că dacă aș vorbi eu serios, mai bine nu, că pot să vorbesc și foarte serios. Mă refer la felul în care o spun, că eu ceea ce vorbesc clar e serios. Uh... Căutați pacea interioară cu o mare neliniște. Bun. Mai departe, faptul că ceva nu e clar. Băi, clar mă iubești. Clar mă iubești, nu? Hai să ne căsătorim să fie clar că mă iubești. După ce ne căsătorim. Nu știu, trebuie să facem ceva să fie mai clar de atât. Um, nu știu, toată lumea caută ceva foarte clar. Garanții. Ah! Asta e cea mai tare! Vă garantez, doamna Soa, dacă e bun tratamentul, vă garantez că aia, vă garantez, vă garantez, garanții nu există. Dacă cineva crede în concept de garanție, tu, oameni, pe cât de, cât să fim în viața asta? Cum trebuie să te trezim? Nu există garanții. Nu există garanții nici la pantofi, nici la băuturi, nimic, nu e, nimeni nimic nu poate să-ți garanteze. Mă sunt dus într la, la cineva, dar neimportanță... importanță, uh. Și am început să-mi zică, aveți garanția asta? Vă garantez că? Vă garantez că? Și am zis, doamnă, opriți-vă, încetați să mai vorbiți despre garanție. Nu vă mai mințiți, n-aveți cum vreodată mie să-mi garantați ceva, pentru că viața e atât de schimbătoare, lucrurile sunt atât de imprevizibile, n-ai cum să-mi garantezi ceva. Tu înțelegi? Uită de cuvântul garanție. Eu, om cea mai mare invenție, garanția e strict psihologic implantat ca omul să simte bine în momentul când, nu știu, achiziționează, face sau, nu știu, un cuvânt care nu are cine vreodată ceva să-ți garanteze nimic. Nimeni nu are cum să-ți garanteze că mâine va fi lumină afară. Nimeni. Oricât de mult sau 99,9999 din cazuri, întotdeauna mâine va fi lumină, dar nici aia nu-i sigur. N-are cum cineva să-ți garanteze. A, îți pot garanta conform statisticilor că în marea majoritate a cazurilor, că în general a fost așa o constantă, aia despre a putem discuta că este o constantă, dar nu o garanție. Când văd cursuri, vă garantat 100%, vă dam bani înapoi. Păi tocmai dacă mi-ai garantat, de ce mi-ai mai dat bani înapoi dacă nu-s satisfăcută? Trebuia să-mi garantez că voi fi și satisfăcută și mulțumită și învățată. Pot să vă garantez și eu ceva? Eu vă garantez ceva. Dom'le, oricum aș fi eu, Soada Gachi, că sunt totul Soada Gachi și am un renume și am an la rând, eu vă garantez că niciodată nu o să vă dezamăgesc oricum aș fi. N-am cum să vă dezamăgesc. Eu pot să vă garantez. De ce? Că eu vorbesc despre mine și eu mă știu pe mine. Oricum aș fi, oricum m-ați vedea și peste 100 de ani n-am cum să vă dezamăgesc. Și de ce? Pentru că viața m-a învățat că și unul care a fost urât de o lume întreagă, urât, adică nu l-a suportat. Că a fost unul care a făcut genocid, ca să mi mai dau nume, unul care a pus bombe, care au distrus vieți. Și el a avut doi admiratori sau trei. Băi, dacă există și adepții diavolului, ce să zic, până și are fani. De ce ar trebui să-mi fac griji? De-aia vă garantez și eu că nu aveți cum vreodată să fiți dezamăgiți de mine. Tot găsesc eu 2-3 fani care se uită la mine. Care să mă asculte. Garanțiile nu există. De-aia nu aveți pace interioară, căutați ceva sigur. Nu există nimic sigur. Și pentru asta ar trebui să stați liniștiți. Înțelegeți? Stați liniștiți, nimic nu e sigur. Soada v-a zis, nimic nu e sigur, cu toate garanțiile, constantele, demonstrațiile de care vreți voi, așa e. Există o, cum să zic așa, o rutină sau o constantă sau ceva ciclic, care l-am dat bubuie, dar faptul că bubuie nu înseamnă uh, ceva rău, e o armonie, se armonizează ceva și asta e. Că nu nimerim noi să facem predictibilitate legat de acea intervenție a vieții care se manifestă într-un moment, cum zicem noi, pe nepregătite, asta e faptul că nu știm. De am spus, în viața asta nu există, nu se poate, există, nu știu și nu vreau, atât. Pe mine viața am învățat, în toată pacea mea interioară care am dobândit o pe câteva paliere ale vieții, m-am învățat foarte clar, domnule, nu există, nu se poate, există, nu știu și nu vreau. Nu știu și nu vreau. Nu există, nu se poate. Totul e posibil. Cum? Nu știu. Și dacă nu știu, probabil că nu vreau să știu și nici nu știu cum să știu. Și așa mai departe. Altceva care vă dă o tulburare a sufletului este minciuna ta despre tine și viața ta. Oamenii au un talent. Voi, tu. Hai să zic tu ca să te nervezi mai tare. Uh, tu ai un mare talent să te minți. Și eu am un talent să mă mint pe mine, cu siguranță. Asta suntem cei mai buni, să ne mințim. Dar cum ajungem noi să ne mințim? Pentru că undeva am aflat un adevăr. Când aud expresia asta, te minți într-una, oamenii se mint într-una. Bun, dacă se mint într-una, ai să o luăm logic. Dacă se mint, înseamnă că ei undeva au găsit un adevăr. N-ai cum să numești minciuna fără să există ca bază adevărul. Adevărul când îl ai, tu nu prezinți ca adevăr, prezinți o minciună. Atât de multe te bagi în minciună, că la ea se referă oamenii, atât de mult trăiești în minciună, că e ca și cum ar fi adevărul tău. Acolo apare problematică când a intrat în jocul minciunii în care tu te afli crezând că aia este, că este adevărul. Atunci putem vorbi despre acel concept cu adevărat spus omul se minte pe el. Da, se minte și trăiește în propria sa minciună ca și cum ar fi adevărul. Pentru că dacă a ajuns un om să se mintă, în primul rând, dar de un adevăr, adevărul nu i-a plăcut, l-a dezgustat, l-a durut, nu i-a convenit că este așa cum este, că nu are nu știu ce calități, că nu tinde spre ceva bun și a continuat să se mintă că e ok, ca să-și păstreze imunitatea. Eu mereu am spus, omul dacă ajunge să fie într-un fel, chiar și diferit de cât i-ar fi trebuit lui să fie în cea mai bună varianta sa, omul caută să-și conserve imunitatea, să poată trăi chiar și pe varianta cu low battery, aproape că stă să cadă bateria, deși putea să stea la încărcat, el totuși caută să-și păstreze imunitatea, chiar și mințindu-se pe el singur. Și atunci, când, cum îți dai seama că ești... Că n-ai pacea interioară, uite, dacă ai totul, tot ce trebuie. Ai tot ce -ți trebuie, dar întotdeauna se poate și mai mult. Înseamnă că viața pe care tu o trăiești e o mare minciună. Pentru că ceea ce ai, nu că ar fi trebuit să-ți fie destul, că nu despre asta e vorba niciodată, nimic nu-i destul. Degeaba oamenii se mint singuri. Domne, ar trebui să-mi fie destul. Nu, domne, niciodată nu o să-ți fie destul. Nimic nu o să-ți fie destul. Omul tot timpul vrea mai mult. Omul tot timpul tinde către mai mult. Și nu neapărat, uh, că am observat asta, un lucru foarte fin l-am observat. Nu că este lacom, ci pentru că este flământ după o altă experiență a vieții. Este flămând să trăiască altceva. Una este să guști din 10 prăjituri când vrei să vezi gustul lor și alta este să fii flământ să descoperi un nou gust. Alta este cu din 10 prăjituri că ești așa greedy sau că ești lacom, vrei neaș, neaș, neac, nea, vrei să le ai pe toate. Și alta e chiar dacă e super sătul până aici, totuși ai gustat din prăjiturica aia de acolo pentru că vrei să găsești o altă experiență de flămânzeala unei noi vieți. Oamenii n-au cum să trăiască într-o pace întreagă pentru că ei vor fi mereu flămânzi să trăiască un alt nivel al vieții. Chiar și într-un cuplu care aparent este foarte liniștit, întotdeauna unul, dacă nu și amândoi, vor răscoli cumva însă și existența lor să meargă mai departe la un alt nivel. Oamenii care, dacă vă uitați de departe, împing un cărucior cu un copil sau stau așa pe o terasă și admiră nu știu ce, sau îi vedeți într-un concediu stând așa relaxat sau nu știu ce, asta e dacă e doar un flash la care voi tindeți și vreți să-l trăiți și în momentul când ați fi acolo și l-ați trăi, o să vedeți că tot sufletul caută ceva. Caută încă ceva. Și caută ce? Ceva normal, experiența vieții. Dacă voi asociați pacea interioară cu un fel de cum să zic, o paralizie așa a dorințelor și a nevoi de a mai face ceva sau mai trăi. O paralizie așa completă, gata. M-am liniștit. Adică să nu mai vrei nici să trăiești, nici să iubești, nici să te duci, nici să faci doar așa, să fii mulțumit, împăcat, că așa, așa cum va trăiesc cu oamenii, chestia aia o caută să nu-și mai dorească nimic, să nu mai vrea nimic, să nu se mai întâmple nimic, să fie bine cu ei, dar nici rutină să nu fie, să se întâmple lucruri numai faine, dar care să nu le scoate dintr-o stare, e ceva care nu există, pentru că omul e făcut să declanșeze câte ceva. O, um, o chestie, oricare ar fi ea. de -aia, cu cât omul trăiește într-o mai mare nefericire, cu atât este mai activată la. Nu mai doarme pe el, o să vedeți, femei care s-au ajuns bine, care erau bani și au tot, dorm pe ele, pic în depresie, așa deodată. Și am văzut femei care cotrobăie prin gunoaie, căutând mâncare sau stau la și pentru copiii lor. Alea n-au pastile de depresie, n-ai cum să, să cazi în depresie. A, având așa ceva, poate ori mai fi două, trei care, nu știu, au aspirat, au tins către ceva, li s-au ruinat visele, dar în momentul când se declanșează instinctul de supraviețuire, depresia se duce în altă parte în altă parte, dar cu cât femeia și bărbații, dar în general femeile se liniștesc așa cum vor ele și nu mai au nicio căutare, uh, apare o, pro o problemă foarte interesantă. Și aici apare în general viața ca o minciună completă. Mulți ar fi vrut să final capăt alțării, dacă ți-ai scrie acum în clipa asta, pe o hârtie, acum, fără să vadă nimeni, așa, uite, ei, jurnalul Usoada, unde-i? Uite! Eu le-au de cine în spate. Îți cumperi un jurnal așa mișto cum îl am eu. Uh, îl găsiți la mine pe site, pe soada.ro, un jurnal unde îți scrii... Uite ce fain lucește. L-am făcut special pentru oamenii care apreciază calitatea hârtiei și a felului în care scrii și cum miroase. Dacă uh, dacă scrii acum, în clipa asta, și-ți imaginezi, n-ai copii, n-ai familie, n-ai responsabilități, nu contează că ai sau n-ai bani, nici aia să nu conteze, scrie acum pe hârtie, în caietul tău unde vrei tu. Ce ai face în clipa asta și unde de fapt ai vrea să fii și ce ai vrea să fii și cum ai arăta? Care e cea mai bună versiunea ta ce ar trăi, cea mai bună versiunea ta cum ar fi și unde ar fi? Acolo ar trebui să fii sau într-acolo ar trebui să tinzi acum. Da, imediat o să se îngrămădească toate responsabilitățile. Și atunci apare acea neliniște interioară, cândva știi că în tine se află, o altă versiune a ta care alege să, să trăiască. Bun. Ce anume îți mai disuge liniștea interioară? Obsesiile obsesia față de un bărbat, față de o femeie, față de o idee, față de o chestiune, obsesia. Ce e obsesia? Un gând care persistă printre alte gânduri. Hai să o luăm așa, dacă în două minute, în cele două minute, cât eu vorbesc sau se întâmplă ceva în jurul tău, trei sferi din timpul respectiv te gândești la acel om sau la acel, acea, acel concept într-un așa, ca un ecou, se aude, se aude. El, 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 el. unde i unde -i, unde -i, unde unde Ce se întâmplă? O fi sau nu o fi așa, 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 așa? Zece, 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 ca și o probă de microfon, microfon așa. Te tot gândești că e un eco așa în cap tău, se numește obsesie. De aia când îmi zic unele, doamne, doamne, m-am îndrăgostit de -i. Nu, stai că e altceva, nu îndrăgostit. Îl iubesc. Dar de ce zici că îl iubești? Că mă gândesc la el mereu. Și cam cât de des te gândești. Te gândești așa, cumva, într-una, în alea două minute, trei sferturi în alea două minute, el, 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 Unde-i, 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 unde-i? De ce nu mi-a dat un bip? Bip, 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 like, 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 like. În fine. Unde o fi? Uh, e obsesie. Dacă într-adevăr iubești, uite, pe bunica ta o iubești, o întreb, da, o iubesc. Cum să nu? Păi și la de ce nu te gândești așa de des? Unde-i ce treabă are iubirea, domne, cu obsesia? Trebuie să te gândești des așa la cineva ca să fie iubire sau, de fapt, e obsesie? Dar unii, unora le place obsesia. Pentru că n-au altceva la care să se gândească sau altă preocupare. Obsesia e singura metodă în care țin mintea antrenată. Eu vorbesc acum într-un sens bun, obsesia ține mintea. Uh, antrenată, alt, dacă n-ai altceva în cap sau alt lucru care să te preocupe sau ceva grav se întâmplă, uite, cu obsesia ta fac pentru ăla, brusc așa apare un mare dezastru în viața ta. Știi cum cade pe locul de obsesia? Îți dai seama că nu te mai gândești la el în loc de 2 minute, la fiecare cinci minute te-ai gândit la el sau la 10 minute, dar pentru că nu e nimic mai important în viața ta acum și l-ai transformat pe acel om sau acel eveniment poate într-o mare obsesie, obsesia de fapt e căutarea unei soluții cum să fie așa cum vreau eu. Ca să înțelegeți de ce aveți obsesia, că vreți să fie într-un fel anume și nu știți cum să faceți să fie într-un fel anume. Fie să vă iubească, fie să vă caute, fie să fiți într-un nou, fie să inventați odată roata, noroc cu oameni obsedați. Pentru niște chestiuni importante, mă refer, care a ajutat um umanitatea. Pentru că însă și obsesia față de un anumit concept, Uh, I-a dus să demonstreze și să găsească ceva, dar un om de știință care e obsedat de a găsi, nu știu, leacul pentru... Cum mai ce mi se pare interesant? Că au găsit ăștia repede vaccin pentru COVID, dar n-au găsit vaccin pentru mai multe chestiuni care se cercetează de ani de zile. Aia mi se pare destul de interesant, așa ce... Bac! asta au ieșit așa în câteva luni și sunt alte lucruri în studiu care nu s-au găsit În fine, probabil că nu au avut o obsesie mai mare decât pandemia Probabil au strâns așa cu ușa pe toți aia de știință și au zis Băi, ora acum a devenit obsesie sau restul pică pe locul o mie Pentru că na, nu contează că există și alte boli pe lumea asta și a trebui uh, un leac pentru ele Hai să căutăm pentru virus acum uh, leacul Haideți să avem o obsesie cu toți hmm, Interesantă viața, nu? Deci, obsesia, dacă n-ar avea unei obsesie, n-ar fi putut ajunge la o chestiune care ar fi ajutat poate lumea întreagă, pe când alții folosesc obsesia spre autodistrugere și atunci uh, nu se mai creează un echilibru. În momentul când ai obsesie, înseamnă că în tine apare nevoia de a fi un lucru într-un fel sau de a găsi chestia respectivă uh, să se întâmple într-un anumit mod. Ideea e că cu cât se satisface obsesia mai repede, omul își demonstrează că având obsesie, lucrurile se întâmplă bine, adică aceea e soluția de a găsi un rezultat. Pe când s-a demonstrat iarăși că un om când a renunțat la ceva obsesiv, s-a relaxat mintea și a găsit soluția. Da? Deci era nevoie de un echilibru, nu de o pace interioară, adică după obsesie să renunțe, și renunțarea a venit și rezultatul, a fost cea mai bună soluție. De aceea un echilibru este mult mai important decât pacea interioară, despre care se caută, dar nu există. Există doar cuvântul pacea și cuvântul interioară, dar pus împreună e ceva, o, să zic eu, un paradox interiorul tău nu e deloc în pace, n-ai văzut toate cum funcționează dacă asculți corpul tău cum zumzeie pe dinăuntru, nu e nicio pace acolo, e întreagă simfonie, nu e nicio liniște. Uh, Mi-a plăcut chestia asta. Undeva am citisem, era un uh, discipol și un maestru și stă discipul cu maestru de vorbă și îl întreabă pe, pe, disci, pe discipul, pe maestru, ai, și cum a fost? Uh, ai căutat mult, ai, ai meditat foarte mult să ajungi să fii iluminat. Și a zis, da, asta am făcut. Și dacă am să fac și eu, așa se va întâmpla, da, da. Uh, și după aia, după ce te-ai iluminat, ce ai făcut mai departe? Cum s-a schimbat viața ta? până atunci că am un sac brusc, am lăsat sacul jos și am avut un moment de revelație, m-am iluminat. Și apoi? Și apoi ce? Apoi mi-am luat sacul și mi-am continuat drumul mai departe. Da. A fost o dezamăgire pentru discipoli, sunt convinsă și pentru mulți oameni o mare dezamăgire, adică cum să te iluminezi să continui mai departe să trăiești viața la fel. Viața aia o poți trăi la fel, dar felul în care o percepi se schimbă total, absolut total. Poți să cari sacul ăla mai departe, dar să nu mai fie același om în interior, să fii transformat. Dacă voi credeți că o pace interioară îți va aduce o alt fel de viață neapărat, secretul e să poți să duci măcar aceeași viață la un alt nivel. Să poți să iubești ceea ce ai și în același timp să tinzi către mai mult. Că oamenilor le e frică să iubească ce au astăzi, de teamă că nu o să-și mai dorească ceva mai bun în viață. De aia se tem să iubească ceea ce au. Crezând că dacă se vor mulțumi cu ceea ce au, nu vor tinde către ceva mai bun. Și asta e o mare eroare de calcul și de gândire. Nu trebuie și nu există nicăieri nimic, că atunci când ești fericit cu ceea ce ai, să nu te mai îndemne nimic să mergi mai departe, să vrei ceva mai bun sau mai mult. Uite, de aceea o să am și un seminar intitulat Relații Toxice, care va fi. Acum, în iunie, puteți găsi pe site-ul meu pe soada.ro evenimentele care sunt programate și vor fi pe Zoom. Va fi un seminar intitulat relații toxice de o, câteva ore pe Zoom unde vom interacționa. Iar a doua zi va fi un alt seminar intitulat suflete pereche. Le-am făcut special, sunt contra costa acelea și vă puteți înscrie. Găsiți pe site-ul meu detaliile și puteți să vă înscrieți dacă vreți să participați. La noi gratuit, că... Uh, am nevoie și eu să fac lucruri care să mă ajute, să pot ajuta oamenii mai departe. Și uh, mi-am dat seama că oamenii se agață și o să vorbesc asta în relațiile toxice, uh, despre modalitatea în care pot scăpa de relațiile lor toxice și de ce au ajuns să fie toxice, tocmai pentru că, uh, fără acea toxicitate, cumva, undeva în ei, altfel, n-au -au un alt concept despre viață și. Consideră că iubind, ca e o variantă negativă, iubind pe un om care e toxic în viața ta, consider că asta ar fi o desăvârșire la care ar trebui să ajungi. Să iubești un om nu înseamnă să-l ții neapărat lângă tine, cum de altfel să nu iubești un om nu înseamnă neapărat să-l dai deoparte, poți să-l ai pe lângă tine, dar nu trebuie neapărat să-l și iubești, poți să-ți la el. Dar o să discut mult mai multe lucruri, și asta este una, iarăși, din sursele voastre de tulburare a păcii interioare. Faptul că trăiți în relații toxice, și toxic este, toxic este acea relație care depășește doza. Orice doză, într-o anumită doză, poate să fie chiar un, cum să zic eu, chiar vindecare, chiar și un antidot, chiar și un medicament omul respectiv, dar când mărești doza devine toxic. Cam așa se întâmplă și cu un om, depinde cum îl dozați în viața voastră și cum anume ați ales totuși să băgați mai mult decât e necesar. Un par de vin, de exemplu, poate să fie chiar foarte sănătos, dacă mărești doza poate să te distrugă, la fel sunt și anumiți oameni, dar același om, pentru un alt om, doza poate să fie prea mică. Pentru un alt om, același om cu care tu stai și e toxic, poate să nu fie toxic încă, pentru că are un alt grad să zic așa, de compoziție a felului său de a fi, încât cu acel om care ție-ți este toxic, lângă el să nu fie decât un fust acolo, în care nu se întâmplă nimic încă. Nici măcar o reacție chimică nu e acolo, dar este un alt subiect care am să-l dezbat în, acea, în acel live. Luni, apropo de tarot și de mentalitate și de ce am discutat aici și despre pandemie și despre alte aspecte și cum poți să vezi viața, o să fie luni, începe cursul de tarot. Simbolurile din tarot, studiul arcanilor majore, nu este un curs de ghicit în cărți, este un curs de studiat viața, felul în care se manifestă viața și lumea înconjurătoare prin simbolurile din tarot, dacă vreți să le înțelegeți. Este un curs inedit care va fi luni, unde voi intra, evident, să răspund și la întrebări, unde sunt și eu acolo prezentă după ce se oferă suportul de curs în format material, adică se rulează acel material. În schimb, pe suada.ro, la secțiunea cursuri, acolo aveți și cursuri încărcate online. De exemplu, tainele feminității, că atât de mult ați vrut să urmăriți în ritmul vostru, aveți acolo pe site-ul meu deja și puteți accesa la orice oră din zi și din noapte, numai că odată ce dați drumul are un termen de valabilitate cursul respectiv, dar puteți să-l urmăriți când vreți voi. Și seminarul despre bărbați, arhetipuri masculine, de ce vă plac anumite, anumiți bărbați, de ce vă atrag anumiți bărbați ca și arhetip, că am vorbit despre mămosul, despre um, familistul, despre, despre mai mulți bărbați ca și arhetipuri și femeile care se simt atrase de fiecare. Uh, și de ce? Și de ce încă mai stau cu ei și ce vor de la ei acele femei? Și este foarte interesant de urmărit. Dar le găsiți, cum am spus, pe soada.ro. Acolo o să găsiți și înțelepciunea deșertului, sunt cinci episoade. Iar la Eduard, pe site-ul lui, pe secretul numerilor.ro, aveți cursul de numerologie. Unde, de exemplu, dacă veți învăța numerologie și descoperiți că aveți 2 de 5 sau 3 de 5 în tabelul vostru numerologic, uh, o să observați acolo care e gradul vostru de insatisfacție legat de viața pe care o trăiți și gradul de așteptare pe care îl aveți vis-a-vis -vis de ceilalți. Pentru că este unul din indiciile care vă arată foarte clar cam cât de sensibil sunteți față de reproșurile celor din jur și cât de ușor li se strică acelor oameni în pacea interioară. Eu când mă uit cu Eduard peste câteva tabele, de exemplu puteți să instalați aplicația Secretul Numerelor, găsiți pe Google Play Secretul Numelor și păcați acolo data voastră de naștere și vedeți dacă aveți 2 de 5 și cam, care, cam cât de mare e gradul vostru de tulburare a liniștii și păcii interioare, pentru că nu la fiecare om poți să aplici și să oferi aceeași metodă de liniștire a sufletului. Unul e unul care are 5 de 1 sau 7 de 1 în tabelul său numerologic, care îl la poți să-i spui cum era o multe, că nu-l tulburi, și altul e când unul are 3 de 5 acolo și uh, mai are și uh, mai mulți de 2 și dacă îi mai spui ceva, imediat s-a tulburat. Și plus uh, multe alte calcule și tabelul care l-a făcut doar și l-a inventat e legat de uh, tabelul numerologic pe care l-a dezvoltat și l-a implementat. Este foarte interesant să vezi care sunt obstacolele în viață, care sunt resursele și toate aceste detalii. Uh, alte aspecte care distrug pacea interioară a unui om. Faptul că oamenii acceptă situațiile așa cum sunt și nu fac ceva pentru ele culmea. Multe scrieri se vehiculează de astea așa, de reviste, că n-am cum să le numesc, faptul că nu accept situația, de aia ești tulburat. Acceptă situația și o să te liniștești. Dacă în tine există un barometru, să-l numim așa, al instinctului de supraviețuire, care îți spune, așa cum e el, nu vorbim de cap, nici de mentalitate, că ceva se poate face, n-ai cum să accepti oricât ai vrea tu prezentul. N-ai cum. Pentru că atâta timp cât mai știi că poți să faci ceva și există o soluție, doar că durează sau nu știi cum să o aplici, asta nu înseamnă că nu ar fi o versiune mult mai sănătoasă de a-ți găsi pacea interioară. Știți cât de multe suflete s-au împăcat când au acționat în loc să stea Uh, cât de multe suflete s-au împăcat când au bătut la ușa celui cu care s-au certat și au spus iartă-mă, când au luat trenul și s-au dus în capătul celălalt al țării să vadă pe cineva, adică când au preluat uh, acțiunea în frâu și au făcut ceva pentru asta. Și abia când după ce ai făcut ceva, atunci poți să accepti situația așa cum e și să zici, domnule, am făcut tot ce am putut, nu am ce să mai fac, nu că nu se poate, că aia știu și aia o să mă să zic așa, o să mă tulbure întotdeauna într-un fel sau altul, că n-am cum să ajung la o pace întreagă pentru că știu că se poate. Cumva, în universul acesta există o metodă, doar că eu nu știu. Sau nu mai pot. Astea două lucruri va trebui să le accepti în momentul când vrei să-ți dobândești așa zisa pace interioară sau cum am numit-o eu armonie. Faptul că nu știi și nu poți. Nu poți pentru că ai o vârstă, nu poți că ai un anumit grad de putere, nu poți pentru că atât ai putut și va trebui să înveți încă un lucru împreună cu acceptarea situației în sine să te ierți pe tine. De ce? Pentru că atâta poți. Sau că atâta n-ai putut. Dacă nu înveți să te ierți pe tine pentru că nu știi, pentru că nu poți mai mult, N-ai nici cum vreodată să accepti faptul că ai făcut totul ce ai putut. Dar sunt foarte mulți oameni inerți, de-aia femeile suferă foarte mult și azi am un mesaj pentru bărbați. Știți de ce femeia se nervează cel mai mult pe voi? Pentru că nu veniți, ci pentru că plecați. Nu veniți nici măcar să încercați să ne mințiți. Așa frumos. Domne, ar fi mult mai bine să preluați și să insistați așa chiar și în aberații, că măcar se vede că vă străduiți să faceți ceva chiar și cu toată minciuna din lume, Chiar dacă stați acolo și într-un vi se reproșează că minți, minți, chiar dacă ai venit cu vrăjeală și minciună, dar măcar ai venit, decât să pleci. Adică stau să o lași baltă. Pe o femeie o enervează maxim să vadă că cineva renunță și nu că ar aprecia minciuna care îi se vinde, că măcar se străduiește. Străduindu-se apreciază nu ce scoți pe gură ca bărbat, ci faptul că te străduiești arată ei că totuși îți pasă și nu te iartă pentru că ai vândut minciunile alea, că nu e proastă femeia. Femeia, dacă ajunge să te ierte, te iartă pentru gestul că te-ai întors. Aici mă refer la relații de alea de ultimă, ultimă, ultimă. Dar și ele sunt femei deștepte? Pentru că ai încercat. Nu pentru gogoșile care le-ai dat. Dar nu mai încearcă nimeni azi, nici să meargă să bată la ușă care s-a închis, nici la un telefon care a fost șters, nici la un ce astăzi, bloc pe Facebook. Lumea nu mai încearcă. Lumea nu mai vrea să insiste. Și tocmai de asta e vorba, și tocmai asta se caută, aici ai pasiunea, nu mai găsim oameni care să insiste. Se insiste să insiste să-l mai vrea pe celălalt, să-l dorească pe celălalt. Da, că ați învățat prostii. Împacă-te cu ideea. Nu te mai vrea plecat. Bun, ai insistat. Dacă te insiști, că aici se transformă în obsesie, că mai sunt nebunele insistente și bărbații insistenți. Eu vorbesc despre faptul să dai încă o șansă, să vezi dacă mai vrea, ai făcut ceva pentru asta, o dată de dor, max, max, n-am un target sau un număr. Poate nici numărul nu contează, ce să zic. Dar există și un refuz repetitiv din partea celorlalți când într-adevăr trebuie să-l asculți, că e gata. Poate unii au nevoie de 10 ori să se insiste la ușa lor ca să-și dorească să ierte. Alții spun clar în față, nici dacă vii de 1000 de ori, nu are niciun sens și aici numărul n-am de unde să-l cunosc. Nu pot zic da, de trei ori dacă vine zici da, dacă nu, nu, pentru că oamenii sunt diferiți. Unul are nevoie poate de 10 ori să-i bați la ușă, altul are nevoie nici măcar mă zgârie așa un pic cu unghia ca să audă că ești acolo și deschide imediat. Nu știu, fiecare e făcut diferit. Dar faptul că nu s a mai. s-au acceptat situațiile așa cum sunt, oamenii s-au dus mai departe. S-au dus mai departe cu un regret că n-au insistat din mândrie, din nu știu ce concepte, că dacă omul vrea vine, dacă nu rămâne, și de-aia adulții suferă mai mult. Că ei merg după niște așteptări și trăiesc într-o așteptare, că poate mă va căuta. Și apare acea neliniște, că te aștepți. Aștept să sune, aștept să vină, dar nici tu nu o faci, de ce ai face-o? Și uite, așa te ne Dacă vrei să te liniștești, pui mâna, te duci și vezi realitatea cu ochii tăi, dacă te mai vrea sau nu, dacă se mai poate sau nu. Și gata, eu una sunt genul de om care vrea atunci, în momentul prezent, să vadă datele problemei. Eu nu știu cum puteți voi trăi așa, că am observat că mulți oameni fac asta sau alții se uită la mine și se minunează de ce n-am răbdare. Aici nu e vorba de răbdare. Vreau ceva să rezolv? Atunci m-am dus. Atunci m-am dus, mai ales dacă un om se ceartă. Să zicem, cu mine. Eu n-am cum să aștept să pun capul pe pernă și a doua zi să mă duc. Spunând unii oameni, lasă-i să se liniștească, lasă un om să-și revină. Până când, până a doua zi, poftim? Nu. Acum. Asta e acum, dacă ai un suflet în care să ierți și îți pasă de celălalt om și există cuvântul iubire sau prietenie, nu există a doua zi, să dormi cu capul pe pernă liniștiți, zicând că a doua zi lucrurile se clarifică, nu, lași 10, 15, 20 minute, nu știu, dar nu, dormi. N-ai cum să dormi și să nu trăiești prezentul și să vezi situația. A doua zi deja e departe. Nu știm dacă a doua zi vine, nu? Și ar fi păcat. Și ultimul aspect și nu întotdeauna ultimul, uh, mai e un aspect, curățenia în viața ta. Faptul că e foarte multă mizerie în viața voastră, chiar și la propriu, uh, chiar și în casele voastre, e multă de bandadă, am observat că foarte puțini oameni trăiesc minimalist. Și mi-ar plăcea să vin prin casele voastre în vizită, că o să spuneți că casa mea e curată. Ea care scriu că e casa mea curată, eu vin la voi în vizită, așa că scrieți cât mai mulți, că așa o să vă invitez pe toți, dacă mă primiți în casele voastre. Așadar, ca să vă provoc să mă invitați la voi acasă, că e casa mea e curată, vină la mine ca să te vezi cum e. Și o să bat la ușă în ziua în care nici nu te aștept să văd și eu cum e la tine acasă. Dar am observat așa oamenii, cel puțin în România, strâng așa mult, mult, mult. Așa texită casa e, multă. Multă cu carpeturi, carpetele, covorașe, covorele nebunele, nu știu, perne, perneluțe, zestre, bibelouri. Și când e multă, Multe, când sunt multe lucruri în casa ta, se pune și praful. Are pe ce, nu? Nu se vântură așa ușor. Și când are pe ce se pună praful, se pune și mizeria. Și de aceea asta și mă gândesc cu cât strângeți în viața voastră, chiar și mai multe situații așa, uh, le strângeți acolo pe post de amintiri, se pune praful. Se pune mizeria. L-am dat pute rău de tot și n-ai cum să ai o pace interioară când miroase rău în viața ta. Ar trebui să mai duceți cu noiul, să mai trageți apa după niște situații, după oameni. Astea i-au plecat, s-au dus. Mai faceți curățenie. Mai scoateți. Eu blochez foarte repede. Foarte repede blochez. Când a comentat unul oaiure, l-am blocat. Eu nu mai stau de vorbă, n-am ce să mai lămuresc. Unii au chef să se certe, alții au chef să scrie, să zică ei nu știu ce, cum te văd. Eu, eu nu, nu mai, i am blocat și la revedere. Orice fel de sursă închid, până nu vine față în față, dacă ai ceva să-mi spui și nu ți-a convenit, Vii și mă cauți. Da, mă cauți față în față. Găsești adresa mea, mă oprești pe stradă și vii și îmi spui ceva în față. Altfel, dacă ai ceva să-mi reproșești și îmi scrii pe Facebook, asta e ușor. Numai un laș face așa ceva, vine și comentează și scrie acolo cârnați întregi de idei. Măcar scrie într-un mesaj privat și chiar într-un mesaj privat îl citești și cam atât. Pentru că ea aștept să vine cineva în față. Ai ceva să-mi spui, ai așa sânge în instalație, vino și îmi spune în față, pentru că și am să spun ceva în față, mai ales dacă îți văd fața cu atât mai mult. De aia și blochezi imediat. nu moment de slăbiciune, se numește un act de caracter. Pentru că dacă ai ceva să-i transmiți unui om, vii în persoana ta, în carne și și spui. Înainte era mai greu. Culmea, înainte oamenii se deplasau pe un cal, călare, se duceau și spuneau ceva unui om. Era mai multă verticalitate, deși mijloacele de transport lipseau cu desăvârșire astăzi, cu câte ai mai multe mijloace de transport și chiar rețele de comunicare cu atât mai greu te exprimi frumos sau dai al doilea telefon sau măcar te deplasezi în persoană în fața unui om să spui ceva. Așadar, dacă vreți să faceți pace în viața voastră, faceți o curățenie generală în casa voastră. În primul rând, aruncați tot. Că și unele obiecte vă trezesc amintiri și amintirile alea vă tulbură pacea interioară. Dați cei de dat, oferiți cadou cei de oferit cadou uh, și mai minimalizați. Minimalizați. Cu cât mai e minimalizată casa aia, obțin obiecte, numai strictul necesar, cu atât mai multă pace. De ce? Pentru că cu cât un spațiu e mai gol, cu atâta se strânge mai multă energie și are unde să cadă razele solare. Cu cât există mai multe obiecte în casă, cu atât există loc unde să se ascundă umbrele. Uh, am vorbit eu în înțelepciunea deșertului despre acest aspect și cel mai mult și cel mai multă energie sau lumină se strânge într-un spațiu perfect tras, unde cade multă lumină. Și ăla este deșertul, marea, spațiile deschise. Acolo cade efectiv multă. Uh, multă lumină, direct nu se creează umbre. De aceea, într-o casă, ar trebui să fie cât mai gol posibil, dacă nu vreți să trăiți cu umbre în jur. Uh, dar este un alt subiect, despre un alt aspect al vieții, care probabil nu este cazul să-l menționez aici, pentru că îl menționez în câteva cursuri în care îl, îl ți le țin acolo, că știu că sunt oameni interesați și vor, vor veni să învețe sau să studieze. Așadar, ne vedem luni la cursul tehnici de citire a chipului, care începe de luni. Fac fișe personale cu fețele voastre, trimiteți pozele și o le analizez și o să le aveți în curs ca să le studiați în momentul ce predau. Totul începe și cursul de tarot. Săptămânile următoare vor fi și cele două seminarii relații toxice și suflete pereche, unde am să discut despre asta. Aveți un fel de demo pe YouTube despre suflete pereche, unde l-am filmat, acel, acel l-am filmat în Egipt, chiar acum de curând, cred că în ianuarie, și am zis și am decis să merg mai departe că sunt foarte mulți oameni care își caută sufletul pereche. Nu știu dacă l-au găsit și dacă l-au găsit, că cea mai mare durere iarăși e și iarăși n-au o pace interioară dacă l-au găsit, de ce nu le e dat să fie împreună? Aia cred că e cea, nu știu care e mai mare durerea. Cineva îmi scrisese astăzi, o, dar cred că sufletul meu pereche nu s-a născut încă. și ce tare m-a durut? Vedeți, acestea sunt lucruri care te tulbură și nu-ți dă o pace interioară, dar sunt frumoase. Dacă pe mine m-a durut că un om a scris asta și a tras concluzia vieții sale, că sufletul lui pereche nu s-a născut și pe mine m-a durut, M-am simțit în viață, m-am simțit umană. Dacă eram în pacea mea interioară și nu mă mai durea, probabil că n-aș mai fi făcut niște lucruri uh, care să aducă mai multă, nu știu, hai să zic așa, nu pace, că e prea mult spus, în viața oamenilor, dar o lumină s-a aprins acolo în viața lor când am făcut ceva, când am făcut un curs, când am făcut un seminar, am vorbit cu drag, uh, cu căldură. De ce? Pentru că ceva m-a frământat și n-am avut o pace, că dacă aveam o pace, stăteam așa liniștită, flioș, când viața mea, stăteam liniștită și stăteam liniștită și atât. Dar faptul că ai o frământare, că te doare un lucru, că vrei ceva să transmiți din cauza respectivă, faci ceva. Și tocmai de aia nu de acord cu pacea interioară, altfel nu te-ar mai mișca un lucru care te doare, nu care îți place, să dai afară din tine în scop constructiv pentru celălalt. Tocmai pentru acest lucru eu optez și militez pentru armonia și echilibru în viața omului. Pacea interioară eu las lui Dumnezeu că poate ea se va pogorâ peste oamenii care cu adevărat au, care, care, cu adevărat au nevoie de ea. Care sunt aceia? abia aștept să-i întâlnesc. Știu că undeva există. Sunt convinsă că există oameni care au pacea acea interioară, dar pentru că sunt atât de împăcați în interiorul său, nu-i vedem, nu-i auzim și cred că nici nu-i recunoaștem. De ce? Pentru că nu știm cu cum arată cu adevărat. V-am pupat, o seară frumoasă, vă iubesc tare mult și vă mulțumesc că ați fost alături de mine până acum. Să aveți o viață interesantă și plină, plină, plină așa de culoare. Asta e tot ce îmi doresc pentru voi. La revedere, o seară bună!